să-l așteptăm pe Mr. Santer și să auzim ce spune. Când credeți că va fi aici? Azi nu, mâine însă cu siguranță. Mâine? Nu se poate. Cunosc întâmplător Saltforkul unde ziceai că se află Santer. Chiar dacă ar călări cu toată viteza, încă n-ar ajunge aici decât poimâine seara. Mă întreb ce facem până atunci. Vânăm, doar avem nevoie de hrană. Credeți că e cazul să merg și eu la vânătoare? Pusesem întrebarea cu alt scop. Nădăjduiam ca Atus III să plece la vânătoare și să mă lase singur. Din păcate, răspunsul lui Gates nu mă satisfăcu. Mai bine nu, ne-ai stricat tot rostul. O să mergem numai eu și Clay. Să sperăm că nu ne întoarcem cu mâinile goale. Iar dumneata rămâi cu Summer. Cei doi își luară armele și plecară. Nu cumva Gates căuta să mă ține sub supraveghere? În cazul acesta mă socotea într-adevăr un guguman. Pe de altă parte, dacă într-adevăr se temea să nu-i stric vânătoarea, înseamnă că mă lua drept un ageamiu 100%, fără să-și dea seama ce greșeală comite astfel. Rostea puitor de capcane cu un vădit dispreț, dovedind cât de puțin cunoaște faptul că tocmai un puitor de capcane trebuie să fie și bun țintaș și, în general, bun westman. Cutreierând toată pădurea, cei doi vânători emeriți nu se aleseră decât cu un iepure mic și prăpădit, din care ar fi trebuit să se sature patru guri. A doua zi dimineață, Gates își luă tovarăș de vânătoare pe Summer. Toată recolta se rezumă la câțiva porumbei sălbatici, cu carnea bătrână și tare ca pielea de bocanc. Avem ghinion, mare ghinion, se scuză el. Nu răsare niciun vânat ca lumea. Bine măcar că ghinionul dumneavoastră nu se poate frige și consuma. Îi luai eu peste picior. Că altminteri v-ați aștepta și la felicitări. Porumbeii ăștia sunt de pe vremea lui Matusalem. Au pierit de tineri săracii. Ia ascultă, domnule, ne iei în bășcălie? Nici de cum, cu stomacul gol nu ți-arde de glume. Atunci poftim, arată dumneata ce poți. Well, vă aduc eu o fripturică. Pe dracu ai să aduci. Vreun iepure sau porumbel de dinaintea potopului tot am să găsesc. Îmi luai ambele puști și porni spre pădure. În urma mea se auzi râsul lui Gates. Ha, 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 uitați-vă la el! Cu tunul ăla te pomenești că doboară niscai copaci, că de vânat nici vorbă. Restul nu mai auzi. Din păcate nu-mi veni în gând să mă opresc o clipă și să trag cu urechea, pentru că aș fi auzit și alte vorbe de mare importanță pentru mine. După cum aveam să aflu mai târziu, oamenii erau sincer convinși că n-am să vânez nimic. De aceea hotărâre să-și mai încerce odată norocul și să-mi arate mie la întoarcere ce pot ei și ce târâie brâu sunt eu. Aveau poftă să-și râdă de mine. O luară deci și ei spre pădure. Dacă aș fi știut de plecarea lor, m-aș fi putut întoarce să sap în liniște la mormântul lui Inciuciuna. Astfel, găsind testamentul lui Vinetu, l-aș fi putut ascunde frumos în buzunar, rămânându-mi și timp ca să vânez și vreo sălbăticiune. Dar n-a fost să fie așa. Cum până atunci bravii mei vânători apucaseră în două rânduri spre sud, speriind desigur din calea lor vânatul, hotărâi să o iau spre nord, să cobor pe vârnișul și să trec pajiștea în care altădată îi ademenisem pe chiovași, îngrămădindu-i la strunga ce se deschidea în față. Pe aici, fără îndoială că nu mai călcase de ani de zile picior de om și se putea nădăjdui într-un vânat serios. Dar era către prânz, cel mai prost timp de vânătoare. De aceea mare îmi fu bucuria când, după vreun ceas de pândă, mă alesei cu două curci grase de toată frumusețea. Drept care, făcui cale întoarsă spre locul nostru de popas. Acolo însă nimeni. Unde se vărâsără oamenii? Să se fie ascuns undeva ca să mă pândească, să vadă ce-am adus? Ori au plecat iar la vânătoare. Îi strigai pe nume. Niciun răspuns. Ah, dar fi cât mai repede. Trebuia însă să fiu prudent. Îi căutai peste tot. Da, lipseau într-adevăr. Așadar, la lucru, repede. Scosei cuțitul și tăiai afară o brazdă de pământ cu iarbă de pe marginea dinspre apusa mormântului, ca să am cu ce masca locul după ce voi fi terminat de săpat. Îngrămădeam țărâna pe o pătură întinsă alături. După plecarea mea de acolo, nu trebuia să se vadă niciun semn, niciun fir răscolit.
Groapa trebuia astupată la loc. Lucram cu o grabă febrilă, căci Gates și ai săi puteau să revină din moment în moment. Trăgeam mereu cu urechea ca să deslușesc la timp pașii sau vocile lor. Dar agitat cum eram, firește că auzul nu-mi funcționa chiar atât de perfect ca în condiții de calm. Groapa se adâncea treptat. La peste un cot adâncime, vârful cuțitului se întâlni scrâșnind cu o piatră. O scosei repede afară, apoi dădui de încă un dedesubt și, în fine, văzui un lăcaș pătrat îngrădit cu pietricele lucioase netede. Pe fundul lui, o bucată de piele groasă împăturită. Da, acesta era testamentul lui Vinetu. Îl băgai în buzunar și cu o viteză nebună mă apucai să astup iarăși groapa. Treaba asta mergea mult mai repede decât săpatul. Răsturnai țărâna la loc în groapă, o îndesai tare cu pumnii și potrivii tocmai bine deasupra brazda verde pe care o scosesem la început. Nimeni, oricât de ager la vedere, n-ar fi putut să descopere vreo urmă. Slavă Domnului, izbutisem. Cel puțin așa mi se părea. Ascultai atent, nu se auzea nicăieri niciun zgomot. Aveam deci tot timpul să desfac pielea îndoită în formă de plic. Înăuntru mai era încă un asemenea plic cusut pe margini cu coarde de cerb. Tăiai cusăturile. Testamentul lui Vinetu a apărut sub ochii mei. Câteva foi de hârtie scrise des și mărunt. Să-l ascund sau să-l citesc chiar acum? Mă întrebam în sinea mea. Adică de ce nu l-aș citi? Nu vedeam niciun motiv. Dacă Gates și ai să-i se întorc și mă văd citind, cu ce ar putea să-mi cășuneze? Doar nu știau despre ce e vorba. O scrisoare, niște însemnări, atâta tot. În fond, cu ce drept și-ar fi vărât nasul în intimitățile mele? Și chiar dacă mi-ar fi cerut o lămurire, îi puteam îmbrobodi după plac. Mă hotărâi deci să citesc, mai bine spus, să sorb din ochi rândurile scrise de Vinetu, căci el cu mâna lui trebuie să le fie așternut. Clechih Petra îl învățase să scrie după cum îl instruise în atâtea alte domenii. Numai că viteazul la paș nu prea avusese ocazia să se folosească de condei sau creion. Îi cunoșteam totuși scrisul după niște însemnări ce le făcuse în carnetul meu. Nu era un scris frumos, nici prea sigur, dar purta o amprentă personală. La prima vedere semăna cu caligrafia unui școlar încă stângaci. Momentul mă copleșea. Mă așezai și despăturii foile. Da, nu încăpea îndoială, era scrisul lui. Literele așternute cu grijă, la aceeași înălțime, păreau mai degrabă desenate. Când și unde înșirase el toate aceste rânduri dese? Cât timp va fi închinatoare acestei migăloase munci? Ochii mei se împăienjeniră de lacrimi când începui să citesc. Dragul meu frate, tu trăiești în timp ce Vinetu, care te-a iubit atât de mult, e mort. Dar sufletul lui se află acum în palma ta, pentru că e scris în aceste foi. Păstrează-le la piept, lângă inimă. Vei ști ultima dorință a fratelui tău roșu și vei afla și multe altele pe care nu trebuie să le uiți. Dar mai întâi să-ți spun ce-i mai însemnat. În fața ochilor tăi nu se află singurul testament al lui Vinetu. El a mai lăsat unul în urechile și în gândul războinicilor săi. Acesta însă e numai pentru tine. Vei găsi foarte mult aur și vei face cu el ceea ce spiritul meu îți poruncește. Aurul a stat ascuns în Nugget Seal, dar ucigașul de Santer umbla să pună mâna pe el. De aceea Vinetu l-a luat de acolo și l-a dus la Declit To, la apa întunecată, pe unde am trecut cândva amândoi. Caută de găsește locul acela. Mergi călare prin Indel Churchill, prin pădurea de braz până la Teșoș, la stânca ursului, unde apa se prevale de sus. Acolo descaleci și te urci. Până aici ajunsei cu lectura când, deodată, un glas răsună în spatele meu. Good day, Mr. Shatterhand! Faci exerciții de silabisire? Mă întorsei și îmi dădui imediat seama că făcusem cea mai mare prostie din viața mea. La vreo 10 pași înapoi a mea, îmi lepădasem neglijent puștile și cele două curci. Ședeam sprijinit de mormânt, cu spatele către drumul ce urca din vale, poziție cu totul neavantajoasă și explicabilă numai pentru tulburarea ce mă cuprinse gândindu-mă la ultima dorință a lui Vinetu.
Astfel, nu observasem cum individul ce mi se adresa pusese mai întâi stăpânire pe armele mele, la care eu nici gând să mai pot ajunge, cu atât mai mult cu cât noul venit stătea cu mâna pe trăgaci. Și omul acesta nu era altul decât Santer. Dintr-un gest reflex, îmi dusei repede mâinile la centură. Ei da, n-ar fi stricat să găsesc pistoalele la locul lor. Dar, îngenunchind ca să sap groapa, mă despovărasem și de centură și de celelalte lucruri care ar fi putut să mă stingherească. Procedasem cu multă ușurință. Acum centura și cuțitul odihneau alături în iarbă. Pentru moment eram complet lipsit de apărare. Santer, observând gestul meu inutil, râse ironic și mă avertiză. Niciun pas, domnule, și lasă armele în pace dacă nu vrei să te împușc imediat. Vorbesc foarte serios. Ochii lui mă fixau cu atâta turbare încât nu mă îndoiam că era gata să tragă în mine. Deși foarte surprins la început, redeveni totuși stăpân pe ființa mea. Ședeam nemișcat și îl priveam în ochi cu sânge rece. În sfârșit, ești al meu, rosti Santer cu satisfacție. Mă vezi cum stau cu degetul pe trăgaci? O scurtă apăsare și-ți zboară creierii. În privința asta n-ai ce te îndoi. Prin urmare să nu minți, că altminteri te expediez la naiba. Cu tine nu merge să te slăbească omul din ochi. Mă așteptai, nu-i așa? Deloc, răspunsei calm. Ei da, credeai că am să vin abia mâine seară. Ai calculat greșit. Știa de calculul meu, deci vorbise între timp cu Gates și ceilalți. Dar unde întârziau ei? Oricum nu erau niște ucigași, iar prezența lor mi-ar fi fost de folos, căci Santer, chiar dacă l-aș fi provocat, n-ar fi îndrăznit să mă lichideze de față cu ei. Ședeam deci țeapăn, în timp ce banditul mă lămurea pe un ton de batjocură și ură. Mă duceam la Salt Fork ca să-l informez pe Tangua în legătură cu pieirea câinelui de Vinetu. Dar întâlnind întâmplător o ceată de chiovași, am luat-o mai repede încoace. Jos îl văd pe Gates și aflu despre un anume Jones, care ar fi venit cu el, ci că are două puști, una mare cât toate zilele și alta mică. Asta m-a făcut să intru la bănuieli. I-am cerut să mi-l descrie exact pe individul cu pricina și am înțeles imediat. O făcuse-și cei drept pe prostul cu el, jucase-și teatru, dar am irosit eu că prostul se cheamă Old Shatterhand. Am urcat încoace cu intenția să mă ascund până te întorci de la vânătoare. Când colo te găsesc aici, strașnic mai săpai stimabile. Te-am admirat cu toții. Ce-i cu hârtiile din mâna ta? O notă de plată a croitorului. Câine, îți permiți să glumești cu mine? Ce-i cu hârtiile? Ți-am mai spus, o notă de plată a croitorului. Vino și vezi. Ți-ar conveni, dar las că te fac eu inofensiv. Ce vrei aici? La Mugor Chills sau Nugget Seal, cum îi spun apașii. Ce cauți? Caut și eu niște comori. Aha, mi-am închipuit. Din păcate însă n-am găsit decât nota croitorului. O să o cercetez. Dracu te pune să-ți vâr mereu nasul unde nu-ți fierbe oala. Dar de data asta s-a terminat cu tine, s-a zis. Sau cu dumneata, căci unul din noi tot trebuie să o pățească, asta e sigur. Pot taie obraznică. Te pândește moartea și tot mai mării. Dar degeaba ți-arăți colții. Ți-o repet, s-a zis cu tine. Iar aurul după care umbli va fi al nostru. N-aveți decât să-l luați și să-l roadeți până vi se tocesc dinții. Nu-ți bate joc. Spuneai tu că aurul nu mai e aici, dar hârtiile astea or să ne informeze exact. Poftim, ia-le. Las că le iau, n-ai grijă. Dar bagă la cap ce-ți spun. Cum te miști în traiurea sau încerci să mi te opui, trag. Cu altul m-aș opri la amenințări. Tu însă ești un afurisit. Am să te împușc fără ezitare. Nu e nevoie să o subliniezi. Sunt oricum convins. Bine că ți-ai dat seama. Hei, voi de colo, veniți și legați-l. Gates, Clay și Summer se iviră de după niște arbori unde stătuseră ascunși până atunci. Se apropiară încet de mine. Scoțând o curea din buzunar, Gates mi se adresă în chip de scuză.
Spre surprinderea noastră, am aflat, sor, că nu vă cheamă Jones, ci Old Shatterhand. De ce ne-ați mințit? Ați vrut să ne trageți pe sfoară. Acum trebuie să vă legăm. Mai bine nu vă opuneați, că tot nu ajută la nimic. Mr. Santer vă împușcă pe loc, nu încape îndoială. Nu mai trâncăniți, strigă Santer, iar tu lasă hârtiile jos și întinde mâinile. Eram convins că mă aflu la cheremul lui. Nici nu-i trecea prin gând că, de fapt, eu îi sunt stăpânul. Trebuia doar să profit cât mai abil și energic de situație. Ei, ce faci? Executarea, că de nu te împușc, tună Santer. Aruncă hârtiile. Le lăsai să cadă. Întinde mâinile. Aparent docil, întinsei mâinile către Gates, dar așa fel încât să-l oblig să se posteze între Santer și mine. Dă-te la o parte, Gates, îi strigă banditul. Ce-mi stai în dreptul puștii? Dacă, dar nu continuă, deoarece îi tăiai vorba într-un mod foarte nedelicat. În loc să mă lege Gates pe mine, îl apucai eu de mijloc, îl ridicai de jos și îl zvârlii cu toată puterea asupra lui Santer. Acesta dădu să se ferească, dar era prea târziu. Îl izbi atât de tare încât căzu la pământ și pușca izbură din mână. Cât ai clipi, mă și aflam lângă el. Îi proptii genunchiul în piept și dintr-un pumn îl ameții bine de tot. Apoi, sărind în picioare, mă răsti la ceilalți trei. Iată dovada că sunt într-adevăr Old Shatterhand. Va să zic că ați vrut să mă legați? Jos armele că vă împușc, aruncați-le! Vorbesc și eu cât se poate de serios. Îi smulsesem lui Santer pistolul de la brâu și îl țineam întins spre cei trei vașnici Westmen. Drept care, oamenii se executară. Așezați-vă acolo, la mormântul fiicei lui Ian Ciuciuna. Hai, pasă alergător! Se duseră și se așezară repede la locul indicat. Îi trimisesem tocmai acolo ca să stea departe de armele lor. Stați liniștiți! N-am să mă ating de voi pentru că știu că ați fost înșelați. Dar să nu o luați la picior, nici să vă dați cumva la mine, că atunci e rău. Măi, ce nenorocire, ce năpastă! Se tânguia Gates, frecându-și mădularele lovite. Nici nu știu când și cum am trezit zburând ca o minge. Cred că mi-am frânt oasele. Nu-i decât vina dumitale. În orice caz, fii atent să n-o pățești și mai rău. De unde ai cureaua? De la Mr. Santer. Mai ai și altele? Yes. Dă-le încoace. Își deșertă buzunarul și mi le dădu, iar eu îl legai pe Santer de picioare și cu mâinile la spate. Așa, cu ăsta am rezolvat. Doriți să vă leg și pe voi? Nu, sir, mulțumesc, răspunse Gates, plin de umilință. Mi-ajunge. Stau aici cât vă place, nu mă mișc. Foarte înțelept, căci eu, după cum vezi, nu prea știu de glumă. Glumă? Ce să mai vorbim? Și noi care vă credeam puitor de capcane. Nu v-ați înșelat prea mult. Un vânător adevărat trebuie să se priceapă în toate cele. Dar cu vânătoarea de adinaur cum stați? Ați împușcat ceva? Nici n-am tras măcar o dată. Ia uitați-vă la curcile mele. Dacă stați cu minți, până la urmă le frigeți și le mâncați. Sper să vă convingeți în curând că acest Santer nu e omul cum se cade pe care l-ați crezut, ci un ticălos fără pereche. O să vedeți, mi se pare că își revine. Santer începu să dea semne de trezie. Se dezmetici și deschise ochii. Stăteam în fața lui și îmi strângeam catarama de la centură. Când îi văzu și pe cei trei tovarăși ai lui șezând dezarmați lângă mormântul lui în șocii, banditul exclamă speriat. Ce-i asta? Eu... Va să zic că sunt legat. Întocmai, îl asigura eu. Situația s-a schimbat spre mulțumirea dumitale. Cred că n-ai nimic împotrivă. Câine, urlă el ca ieșit din minți. Psst, nu ți-agrava soarta. Luate-ar dracu, bestie. Te mai previn o dată. Adineaur te-am lăsat să mă tutuiești. Așa era situația, trebuia să înghit. Acum însă ai face foarte bine să te porți mai politicos. Santer se uită întrebător la oamenii lui și le strigă de departe. Doar nu-ți fi pălăvrăgit. Nu, răspunse Gates. Vă sfătuiesc să n-o faceți nici de aici înainte. Ce s-a întâmplat? Despre ce anume le interzici să pălăvrăgească? Mă interesa eu. Despre nimic. Oho, vorbește că de nu îți deschid eu gura. Deci? E vorba de niște aur, făcu el ca și când mi-ar mărturisi osilit de împrejurări.
Așa, și? Adică de locul unde cred eu că se află niște aur. Le-am spus-o și lor și mă temeam să nu fi pălăvrăgit. Așa e? Îl întrebai pe Gates. Da, răspunse acesta. Și de altceva nu-i vorba? Nu. Fii sincer, vă atrag atenția la tu trei că tot voi o să ieșiți în pagubă dacă încercați să mă duceți de nas. Gates șovăi câteva clipe, apoi mă asigură pe un ton convingător. Puteți să mă credeți, sor, nu-i nicio minciună. De aur e vorba. Și totuși nu te cred. Dumneata te prefaci doar că ești sincer, iar Santer e perfidia întruchipată. Ei bine, n-o să vă meargă așa. Te invit din nou să-mi spui adevărul, Mr. Gates. V-a pomenit Santer jos când v-ați întâlnit cu el despre Chiovaș? Da. Era singur? Absolut singur. Zicea că s-a întâlnit pe drum cu Chiovașii? Da. Și de aceea nu s-a mai dus la Salt Fork? Exact, nu s-a mai dus. Chiovașii erau mulți? 60. Sub conducerea cui? A lui Pida, fiul căpeteniei Tangua. Acum unde se află? Acasă, la corturile lor. Nu minți? Deloc, sir. Bine, Mr. Gates, fă cum vrei. Voința îl poate duce pe om la fericire sau îl poate nenoroci. Dacă mă minți, vei regreta amarnic mai târziu. În ce privește aurul, degeaba v-ați ostenit până aici. N-o să găsiți niciun bob. Aurul s-a dus și nu mai e. Ridicai de jos testamentul, îl împăturii la loc în cele două plicuri de piele și îl băgai în buzunar. Se pare că Mr. Santer știe mai bine ca dumneavoastră unde se află aurul, mi se adresă Gates. Știe mai mult decât nimic. Dar dumneavoastră, știți unde e acum? Poate. Atunci spuneți-ne și nouă. Asta nu. Vedeți, sir, nu ne doriți folosul, ci paguba. Doar aurul nu e al vostru. O să fie. Mr. Santer ne arată locul și ne luăm fiecare partea noastră. Cine să vi-l arate? Păi Santer e în mâna mea. Ce-i puteți face? O să fie din nou liber. Cam greu. Va plăti curând pentru toate crimele lui. La acestea Santer izbucni într-un râs impertinent. Îmi întorsei fața la el. Are să-ți treacă pofta de râs. Ce crezi că am să fac cu dumneata? Nimic, rânji el. Ce mă poate împiedica să-ți zbor creierii? Dumneata însuți, toată lumea știe că Old Shatterhand nu ucide pe nimeni, se teme. Mă feresc să ucid. Dumneata însă ai merita să te împușc pe loc și pot să-ți spun că dacă te întâlneam acum câteva săptămâni, îți astupam imediat gura. Dar între timp Vinetu a murit și odată cu el am îngropat și dorul de răzbunare. Lasă vorbele meșteșugite, nu poți să-mi faci nimic, asta e. Ce nerușinat! Nu-mi explicam atitudinea lui decât prin tupeul care îi era propriu, căci nu bănuiam ceea ce știa el, drept care eu întorsei cu tonul cel mai calm din lume. Vorbește, provoacă-mă cât îți place. Unul ca dumneata nu mă poate scoate din fire. Spuneam că răzbunarea a fost înmormântată odată cu Vinetu, dar una e răzbunarea și alta pedeapsa. Fiecare crimă trebuie ispășită. N-am să mă răzbun pe dumneata, dar de pedeapsă nu scapi. Show! Zi pedeapsă ori răzbunare, tot un drac. Căci nu vrei să te răzbun, dar mă pedepsești, adică mă ucizi pe semne. Păi omorul e omor. Ce te joci cu cuvintele? Uite că greșești. Eu n-am să mă ating de viața dumitale. Te duc până la fortul cel mai apropiat și te dau pe mâna judecătorilor. Zău, vorbești serios? Foarte serios. Și mă rog, stimate domn, cum veți face asta? Treaba mea. Ba, e și a mea, fiindcă îmi închipui că va trebui să ajung și eu acolo. Cred însă că lucrurile se vor petrece invers. Am să te duc eu pe dumneata, nu dumneata pe mine. Or, eu sunt mai puțin evlavios, să știi. Nici nu mă gândesc să renunț la răzbunare. Aha, uite-i, au și venit. Banditul nu mai putea de bucurie. Și nu fără motiv, căci în clipa aceea un urlet asurzitor năvăli din toate părțile. O mulțime de chiovași cu fețele vopsite în culorile războiului veneau târâși ca șerpi împresurându-mă. Deci Gates mă mințise. Santer îi chemase pe chiovași la Nugget Hill. Aflând de moartea lui Vinetu, ei hotărâseră să prăznuiască fericitul eveniment chiar la mormintele tatălui și surorii sale în Shochi.
Astfel, datina indienilor se împletise cu lăcomia și cruzimea acestui neom, care mai avea și satisfacția de a-l prinde tocmai aici, la Mugor Chills, pe cel mai bun prieten al lui Vinetu și legatarul testamentului său. Deși lucrurile se întâmplaseră atât de neașteptat, totuși nu-mi pierdui cumpătul în niciun fel. La început, hotărât să mă apăr, scosei pistolul. Apoi însă, văzându-mă înconjurat de 60 de inși, renunțai și-l băgai la loc. Să fug era imposibil, să opun rezistența ar fi fost în van. Puteam cel mult să-mi răutățesc situația. Nu făcui decât să împing pe chiovașii ce tăbărâseră asupra mea și să strig cu glas tare: Old Shatterhand e gata să se predea războinicilor chiovași. Unde-i tânărul vostru șef? Vreau să mă predau lui de bunăvoie. Roșii îmi dădură drumul căutându-l din ochi pe Pida, care încă nu se apropiase și stătea după un copac. De bunăvoie? Făcu ironic Santer. Individul care se fălește cu porecla Old Shatterhand n-are ce vorbi despre o așa zisă predare de bunăvoie. E obligat să se predea pentru că altminteri îl ia dracu. Pe el, băieți! Singur însă se feri să se apropie de mine, în timp ce chiovașii, dându-i ascultare, se repeziră asupra mea cu mâinile goale, fără arme, voind să mă prindă de viu. Rezistai din răsputeri. Cu câțiva din ei, măturai chiar pământul. Dar până la urmă n-aș fi fost în stare să țin piept atâtor oameni, dacă nu intervenea Pida cu glas poruncitor. Lăsați-l în pace! Omul dorește să mi se predea. N-are rost să-l loviți! Chiovașii se dădură la o parte. Santer însă izbucni mânios. De ce să-l cruțe? Ba să-i care la pumn cât or putea. Pe el, vă poruncesc! Tânăra căpetenie se apropie atunci de bandit și, cu un gest nu prea curtenitor, îl puse la respect. Te-ai apucat să ordone aici? Știi cine e căpetenia acestor războinici? Tu! Și tu cine ești? Sunt prietenul chiovașilor. Dorința mea se cade să fie luată în seamă. Prieten? Cine te socoate astfel? Tatăl tău. Nu-i adevărat. Tangua, căpetenia chiovașilor, nu s-a împrietenit niciodată cu tine. Ești doar un alb căruia i-am îngăduit să stea în mijlocul nostru. Aș fi putut să profit de prilejul ce mi-l oferea acest schimb de cuvinte ca să mă strecor din îngrămădeală și să fug. Probabil că aș fi reușit chiar să scap, căci indienii erau cu toții atenți la discuția dintre Santer și Pida. Aproape că nici nu mă mai luau în seamă. Dar asta ar fi însemnat să-mi las armele acolo, ceea ce nu-mi convenea deloc. În fine, Pida veni spre mine și rosti. Old Shatterhand vrea să-l iau prizonier. Se va preda el în bună pace și va lepăda toate lucrurile? Da. Și se va lăsa legat? Și asta. Bine, atunci să-mi dea armele. Întrebările lui nu-mi displăceau. Însemna că e frică de mine. Îi dădui pistoalele și cuțitul. Santer voi să ridice de jos carabina Henry și doborătorul meu de urși. Interveni însă Pida. De ce e armele? Lasă-le jos. Nici gând să le las. Astea sunt ale mele. Ba, ale mele. Ba, nu, se îndărătnici Santer. Old Shatterhand e prizonierul meu. Deci armele lui trec asupra mea. Și cum l-ai prins dacă nu datorită mie? Doar era în mâinile mele. Nu renunț nici la el, nici la carabina Henry. Atunci Pida ridica amenințător dreapta și porunci. Lasă armele jos dacă-ți spun. Ba nu le las. Luați-le, ordonă chiovașul oamenilor săi. Va să zică săriți la mine, făcu Santer, luând poziție de apărare. Hai repede! Îi îndemnă Pida pe chiovași. Văzându-se încolțit, Santer lepădă puștile. Poftim! Doar nu o să stea la voi până la sfârșitul lumii. Am să mă plâng lui Tangua. N-ai decât, rosti Pida cu vădit dispreț. I se aduseră puștile. Chiovașii tocmai se apucaseră să-mi lege mâinile, când Santer se apropie și se făcu din nou auzit. Mă rog, armele păstrați-le naibii, dar celelalte lucruri sunt ale mele. Uite astea, din buzunar. Și întinse mâna spre buzunarul în care păstram testamentul lui Vinetu. Înapoi, îl repezi eu. Probabil că tonul meu îl cam sperie pe bandit. Se dădu înapoi, dar imediat se reculese și rânji. O brăznicătura dracului!
Îi e prizonier, își vede moartea cu ochii și tot mai latră cadulăul legat de lanț. Dar n-o să-ți ajute, stimabile. Mie să-mi spui ce ai dezgropat adineaur și ce ai citit. Încearcă de mi-a hârtiile. Firește că am să fac și ai să crăp de ciudă când voi pune mâna pe comoara aceea, dar va trebui să te resemnezi. Se apropie din nou și dădu să-mi scoată testamentul din buzunar. Chiovașii încă nu-mi legaseră de tot mâinile. Abia de împetrecuseră cureaua în jurul uneia din încheieturi. Smucindu-mă fulgerător, îl apucai pe Santăr de piept și, repezindu-i un pumn în cap, îl făcui una cu pământul. Arăta ca și când n-ar mai fi avut suflare în el. Iuf, 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 se mirară indienii din jur. Hai, legați-mă, îi îndemna eu întinzând amândouă mâinile. Old Shatterhand își merită într-adevăr numele, mă lăudă pida tânărul șef. Ce voia Santăr de la tine? O hârtie, îi explicai fără să dau alte amănunte. Parcă vorbea despre o comoară. Show, habar n-are ce scrie în hârtia mea. Dar, la urma urmei, al cui prizonier sunt eu? Al tău sau al lui? Păi, al meu. Atunci de ce-i dai voie să se atingă de mine și să-mi ia lucrurile? Războinicii roșii nu-ți iau decât armele, cu celelalte n-au ce face. Și asta înseamnă că lucrurile mele se încapă pe mâna unui Michel? Dar cine-i Old Shatterhand? Un băiețaș căruia orice haimana are dreptul să-i umble prin buzunare? Eu nu m-am predat decât lui Pida, cinstindu-l astfel ca pe un războinic și conducător viteaz. Cu Santăr n-aș face decât să-i dau un picior în dos. Indianul prețuiește curajul și hotărârea, chiar dacă e vorba de cel mai înverșunat dușman al său. Or, eu nu aveam deloc reputația unui laș, iar când, pentru a-l salva pe Sem, fusesem nevoit să-l răpesc pe tânărul Pida, îl tratasem cu toate menajamentele. Acum contam pe această amintire a lui și se dovedi imediat că nu mă înșelam. Privindu-mă fără pic de dușmănie, Pida vorbi. Old Shatterhand e cel mai viteaz dintre vânătorii albi. În schimb ăsta pe care l-ai doborât, are două limbi în gură și cu fiecare spune într-alt fel. Are și două fețe schimbătoare. De aceea n-am să-i îngădui să-ți umble prin buzunare. Mulțumesc. Se vede că meriți într-adevăr rangul de căpetenie și că vei ajunge cândva printre cei mai străluciți războinici ai chiovașilor. Un luptător cinstit își ucide dușmanul, dar nu-l umilește. Vorbele mele îl umplură de mândrie și o undă de regret îi învălui glasul. Da, îl ucide. Old Shatterhand va trebui să moară. Va fi legat la stâlpul casnelor. Chinuiți-mă, omorâți-mă, nu voi scoate niciun geamăt, dar pe ticălosul acesta să-l țineți departe de mine. După ce-mi legară mâinile, trebuie să mă întind la pământ ca să-mi lege și picioarele. Între timp, Santăr își reveni și, sculându-se de jos, mă izbi cu vârful cizmei strigând. M-ai lovit, câine! Ai să-mi o plătești! Te sugrum! Și se aplecă să mă strângă de gât. Nu te atinge de el! Interveni Pida răspicat. Îți poruncesc! N-ai ce să-mi poruncești! Câinele ăsta e dușmanul meu de moarte și a cutezat să mă lovească! Las că-l învăț eu! Nu apucă însă să-și termine fraza, căci pe neașteptate îmi încordai genunchii și îl izbi în piept cu amândouă picioarele. Lovitura fu atât de puternică, încât banditul se dădu peste cap și rămase lat la pământ. Se dezmetici totuși repede și, de furie, începu să urle ca o fiară. Încercă să se ridice și să se arunce asupra mea, dar nu izbuti. Nu-l țineau picioarele. Până la urmă, într-un efort îndârjit, se sculă, scoase pistolul și îl îndreptă asupra mea. Ți-a sunat ceasul! În iad cu tine, câine! Chiovașul care se afla lângă el îl apucă brusc de mână și glonțul scăpa din țeavă nimerie în gol. De ce te bagi? Se răsti Santăr la indian. Eu fac ce vreau. Câinele ăsta m-a lovit și m-a călcat în picioare. Trebuie să-l ucid. Nu, n-ai să-i faci ce vrei, interveni Pida apropiindu-se și prinzându-l vârtos de braț. Old Shatterhand e prizonierul meu. Nimeni n-are vreun drept să se amestece. Eu și numai eu îi hotărăsc soarta. Dar și eu am o răfuială cu el și încă una veche de tot. Asta nu mă privește. I-ai făcut unele servicii tatălui meu, pentru care ți-a îngăduit să rămâi printre noi. Asta-i totul.
Bagă-ți deci mințile în cap și nu te atinge de Old Shatterhand, că altminteri te omor cu mâna mea, înțelegi?" Păi atunci, ce facem cu el?" întrebă Santer, intimidat. "Ne vom sfătui și vom vedea." "Ce mai e de sfătuit? Totul e limpede." "Cum adică limpede?" "Trebuie ucis." "Îl vom ucide." "Și când?" "Doar ați venit încoace ca să sărbătoriți moartea lui Vinetu, cel mai apric dușman al vostru." "Nici că s-ar putea sărbătoare mai frumoasă decât chinuindu-l și omorându-l chiar aici pe Old Shatterhand, care i-a fost cel mai apropiat prieten." "Asta nu putem face." "De ce?" "Trebuie să-l ducem la corturile noastre." "Nu văd ce nevoie ar fi." "Trebuie să-l înfățișăm lui Tangua, părintele meu. Old Shatterhand i-a sfărâmat cândva genunchii. Numai Tangua poate hotărâ în ce fel să moară." "Prostie! Să vă cărați cu el până la corturi. Mare prostie." "Taci! Pii dacă petenia chiovașilor nu spune prostii." "Dar nu pricepe, că n-am ce pricepe." "Nu știi că acest Old Shatterhand a mai fost prins în multe rânduri și de fiecare dată a scăpat prin șiretlic? Dacă îl cărați până la corturi, scapă din nou." "Lasă, n-ai grijă. O să-i dăm cinstea ce se cuvine unui războinic încercat, dar nu-l vom slăbi din ochi. Degeaba s-ar gândi la fugă." "Firar al naibii. Să-l mai și tratați ca și când ar fi ceva de capul lui. Rămâne doar să-i împletiți cu nun de laur și să-i agățați medalii de piept." "Nu înțeleg ce spui. Nu știu ce sale cu nun de laur și medalii. Dar pii dacă petenia chiovașilor știe un lucru. Cu Old Shatterhand se cade să ne purtăm altfel decât ne-am purtat cu tine dacă ai fi prizonier." "Frumos, m-am lămurit. Deși am drepturi mari asupra lui, totuși eram gata să renunț. Ziceam că vi-l las, să-l pedepsiți voi. Dar se schimbă socoteala. Dacă aveți de gând să vă purtați cu el ca și cum ar fi cogeamite om de seamă, atunci lăsați că-i fac eu zile fripte. Pe voi poate să vă înșele și să scape. Eu însă am să veghez și am să-i o plătesc cu vârf și îndesat. Merg și eu până la corturi." "N-am să te opresc, dar îți mai spun o dată. Nu te atinge de el, că mor de mâna mea. Și acum, gata, e timpul să ne sfătuim și să hotărâm ce-i de făcut." "Nu e nevoie de sfat. Vă spun eu ce să faceți." "Păstrează părerile pentru tine. Doar nu te-a ridicat nimeni în sfatul bătrânilor și al înțelepților." Și Pida îi întoarse spatele, alese pe câțiva dintre războinicii mai în vârstă și se așeză cu ei la sfat. Ceilalți stăteau în jurul meu și discutau în șoaptă. Păreau bucuroși și mândri că mă predasem în mâinile lor. Schingiuirea și omorârea lui Old Shatterhand ar fi fost pentru ei un titlu de glorie invidiat de toate celelalte triburi. Mă prefăceam că nu iau în seamă, căutând să citesc însă pe chipurile lor cum mă apreciază și ce sentimente au față de mine. Ceea ce constatam nu aducea deloc a dușmănie, a ură pătimașă. Altădată, pe când nu eram încă atât de vestit și îl schilodisem pe Tangua pentru tot restul zilelor, ura lor trebuie să fi fost fără margini. Dar de atunci trecuseră ani. Îndârșirea lor se potolise treptat, iar eu ajunsesem celebru, dovedind în repetate rânduri că știu să prețuiesc oamenii în mod egal, fie ei albi, fie roșii. Poate doar Tangua să-mi fi păstrat o ură neîmpăcată, lucru firesc, judecând după nenorocirea ce-i provocasem. Că vina era numai a lui, asta n-ar fi recunoscut-o, desigur, nici în ruptul capului. Faptul că odinioară, capturându-l pe Pida, mă purtasem cu el, deși dușman, cu deosebită blândețe, nu prea se putea să nu atârne în judecata lor. Ei mă priveau nu ca pe un alb oarecare, ce a îndrăsnit să-l schilodească pe Tangua, ci ca pe vestitul Old Shatterhand. S-ar putea spune că mă priveau deci cu mult respect. Totuși, nu trebuia să-mi fac iluzie în ce privește soarta mea. Stima rămâne stimă. La îndurare însă nu mă puteam aștepta. Ba, mai curând l-ar fi iertat pe oricare altul în locul meu, pentru că prinderea și osândirea lui Old Shatterhand avea să-i înalțe mult în ochii celorlalte seminții indiene. Eram hărăzit unei morți la stâlpul casnelor. Și precum albii se duc plini de așteptare la teatru spre a face cunoștință cu opera unui dramaturg sau compozitor, tot astfel, chiar cu mai multă curiozitate, așteptau chiovașii să vadă cum va îndura Old Shatterhand casnele la care va fi supus.
Deși conștient de acest adevăr, nu eram stăpânit nici de frică, nici de îngrijorare. Din câte situații, aparent fără ieșire, nu scăpasem până atunci. De ce să mă fi lăsat tocmai acum pradă deznădejdii, socotindu-mă iremediabil pierdut? Omul trebuie să spere până în ultimul ceas, acționând firește cu toată energia de care e capabil pentru a-și împlini propria speranță. Doar cine nu posedă această forță se poate considera într-adevăr răpus. Santer se așeză lângă Gates și ai săi, vorbindu-le cu glas scăzut și stăruitor. Bănuiam despre ce e vorba. Oamenii mai auziseră de mine, știau deci că nu sunt un nemernic. În consecință, purtarea lui Santer față de mine îi cam revolta. Probabil că se adăugau și mustrările de conștiință, căci, urmându-l docil pe Santer, ei mă mințiseră grav și îmi tăinuiseră apariția chiovașilor. Erau deci direct vinovați că ajunsesem să mă predau și, nefiind totuși niște oameni fără scrupule, regretau acum gestul lor infam. De aceea Santer se ostenea să prezinte lucrurile în așa fel, încât el să apară în ochii lor basma curată. Sfatul chiovașilor nu dură mult. Participanții se ridicară toți în picioare, iar Pida se adresă cu glas tare oamenilor săi. Războinicii chiovași nu vor rămâne aici. Mâncăm și pornim de îndată spre corturile noastre. Pregătiți-vă deci de drum. Eu mă așteptasem la această hotărâre, nu însă și Santer, care cunoștea prea puțin obiceiurile și mentalitatea indienilor. Banditul sări de la locul lui și se adresă lui Pida. Cum vine asta? Vreți să plecați? Doar ne-am înțeles să mai stăm câteva zile. Parcă odată se întâmplă să te înțelegi într-un fel și pe urmă să se schimbe lucrurile, făcu tânărul șef. Păi cum rămâne cu sărbătorirea morții lui Vinetu? O sărbătorim noi altă dată. Când? Va hotărâ Tangua. Nu înțeleg de ce ați dat totul peste cap. Și crezi că ar trebui să-ți dau socoteală? Dar hai să-ți spun, ca să audă și Old Shatterhand. Și întors mai mult spre mine decât spre Santer, continuă. Când veneam încoace ca să ne bucurăm de moartea lui Vinetu, mai marele peste câinii de apași, atunci noi nu știam că prietenul și fratele său Old Shatterhand va cădea în mâinile noastre. Căzând el, izbânda noastră e și mai mare. Vinetu ne-a fost fără îndoială dușman, dar să nu uităm că era totuși din neamul nostru, pe când Old Shatterhand e și dușman și din neamul albilor. Moartea lui ne va bucura chiar mai mult decât aceea lui Vinetu. Fiii și fiicele chiovașilor vor avea deci prilejul să prăznuiască în același timp două sărbători. Aici însă nu se află decât puțini războinici, iar eu sunt prea tânăr ca să hotărăsc de capul meu când și în ce fel va muri Old Shatterhand. Va trebui ca pentru asta să se adune toți chiovașii și Tangua, cel mai mare și mai bătrân dintre conducători, să-și spună cuvântul, să hotărască ce avem de făcut. De aceea plecăm de îndată spre corturi. Frații și surorile noastre trebuie să afle cât mai degrabă ce s-a întâmplat. Dar nicăieri nu e un loc mai potrivit ca aici ca să-l supunem pe Old Shatterhand la chinurile morții. L-ați ucide chiar la mormântul acelora pentru care v-a purtat atâta dușmănie. Înțeleg. Dar am hotărât noi oare ca să-l ucidem într-alt loc? Parcă nu putem să ne întoarcem? N-o să puteți. Tangua va trebui să fie de față. Or, el nu e în stare să se țină pe cal. O să-l aducem cu o pereche de cai. Știe el ce și cum. Iar Old Shatterhand va fi îngropat aici. Chiar dacă îl vom ucide la Salt Fork? Da. Și o să-l cărați în coace? Desigur. Și cine o să facă treaba asta? Eu. Nu înțeleg nimic. Ce-i nevoie ca un războinic întreg la minte să se ostenească atâta cu hoitul unui câine alb? Am să-ți răspund. Nu de alta, dar pentru că nu strică să-l cunoști mai bine pe Pida, șeful cel tânăr al chiovașilor. Și Old Shatterhand se ascultă și se afle cu acest prilej câtă recunoștință îi port pentru faptul că nu m-a omorât mai demult, ci m-a lăsat liber în schimbul unui prizonier alb. Și adresându-se din nou, mai curând mie decât lui Santer, urmă. Old Shatterhand ne dușmănește într-adevăr, dar e un dușman cu inima bună. La Rio Pecos el ar fi putut să-l ucidă pe Tangua și nu l-a ucis.
i-a zdrobit numai genunchii. Așa s-a purtat întotdeauna. De aceea oamenii roșii se cade să-l cinstească. El va muri, desigur, dar nu oricum, ci ca un mare viteaz. Îndurând cele mai grele chinuri ce i-au fost date cândva unui om să îndure, dânsul nu va geme și nu se va tângui. Apoi, după ce va muri, trupul lui nu va fi mâncat de pești, nici de vulturi sau de lupi. O căpetenie ca dânsul trebuie să-și aibă lăcașul său de veci spre cinstea celor care l-au înfrânt. Și unde va trebui să fie mormântul? Știu din auzite că în Șocii frumoasa fiică a pașilor i-a dăruit cândva inima ei înflăcărată. De aceea trupul lui va fi să odihnească lângă al ei, pentru ca și spiritele lor să-și fie aproape în veșnicile plaiuri ale vânătoarei. Astfel îi mulțumește Pida celui care l-a cruțat cândva. Frații mei roșii mi-au ascultat cuvintele. Oare suntem cu toții într-un același gând sau nu? Își plimbă privirea întrebător peste chipurile chiovașilor. Hauh! 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 Veni aprobarea din toate gurile. Fără îndoială că acest Pida era un tânăr neobișnuit și, ținând seama de mediul în care trăia, chiar un caracter nobil. Că vorbea cu atâta siguranță despre moartea mea, aceasta nu mă impresiona prea mult. Dar că-mi rezerva un sfârșit atât de sublim, menit să-mi sporească faima de erou, aceasta mă obliga într-adevăr la recunoștință. Iar grija lui de a mă așeza după moarte lângă Inciuciuna și în Șocii, vădea un suflet sensibil, duios, bineînțeles în raport cu felul de a fi al altor băștinași. În timp ce războinicii își exprimau zgomotos aprobarea, Santer îi zbucni în râs și mă apostrofă. Felicitările mele, stimabile! Ce poate fi mai plăcut decât să te însori în veșnicele plaiuri ale vânătoarei cu o frumusețe indiană? Zău că m-aș bucura barem cu o invitație dacă nu mi-e dat să fiu eu mire. Mă poftești? Ce zici? Măgarul nu merita nicio replică. Ținui totuși să-l avertizez. De invitație nu va fi nevoie. Vei fi acolo înaintea mea. Ba nu, zău! Ți-ai pus în gând să fugi? Bine că mi-o spui pe șleau. Voi avea eu grijă de tine, te asigur. Indienii se ridicară apoi, îndreptându-se spre caii ce staționau în vale. Mie îmi sloboziră picioarele și mă legară în schimb de doi indieni care mă flancau. Așa trebuia să merg până jos. Pida și agăță de umere amândouă puștile mele. În urma lui veneau banditul de Santer împreună cu ceilalți trei albi care își duceau caii de dârlogi. Pe al meu îl ducea un chiovaș. Jos poposirăm din nou. Indienii aprinseră un foc și se apucară să frigă niște vânat. În sacilor de merinde aveau și pastramă. Îmi oferiră și mie dita mai porția, pe care cu greu o putui dovedi. O înghiții însă toată pentru că trebuia să-mi păstrez forța fizică. Pe timpul mesei, chiovașii îmi scoaseră legăturile de la mâini. În schimb, mă păzeau cu atât mai vârtos. Nici vorbă nu putea fi de o evadare. Apoi, după ce toată lumea termina de mâncat, mă legară strâns pe calul meu. Și astfel pornirăm la drum spre corturile chiovașilor. Ajunși în câmp, aruncai o ultimă privire spre Nugetsil. Oare aveam să mai revăd totuși mormintele bravului Inciuciuna și ale gingașei Șocii? Speram. Trebuia să speră în viață. Căci mort, degeaba m-ar mai fi adus Pida încoace. Morții nu mai pot vedea. Drumul spre Salt Fork, lângă Red River, e cunoscut cititorului. Nu e nevoie, deci, să-l mai descriu. De altfel, nici vreo întâmplare mai aparte n-aș avea de relevat. Chiovașii mă păzeau cu toată sârguința. Și chiar dacă n-ar fi făcut-o, încă n-aș fi putut evada din cauza lui Santer, care, așa cum făgăduise, îmi purta de grijă fără răgaz, căutând cu un zel diabolic să-mi împovăreze drumul, să mă calce pe nervi, să mă umilească. Eforturile sale erau însă cu totul zadarnice. Eu nu dădeam nicio atenție persecuțiilor și provocărilor sale. Dimpotrivă, eram de un calm imperturbabil și nu-i răspundeam la nimic în niciun fel. Iar Pida, la rândul lui, nu permitea să mi se îngreuneze situația mai mult decât era necesar. Gates, Clay și Summer aproape că nici nu erau luați în seamă de indieni. Se țineau de Santer și atât. Vedeam însă că ar fi dorit să stea de vorbă cu mine, ceea ce Pida nu le-ar fi refuzat.
În schimb, Santer căuta să împiedice orice contact dintre noi. Făcea el cum făcea ca oamenii să nu se apropie de mine și să nu am prilejul de a-i lămuri asupra persoanei mele. De altfel, nici nu-i trata ca pe niște camarazi. Era clar că, după ce l-ar fi ajutat să descopere comoara, banditul s-ar fi descotorosit de ei. Nu s-ar fi sfiit deloc să mai lichideze trei oameni. Acum însă situația se schimbase. Banditul știa desigur chiar din gura lor că vine tu, după afirmațiile mele, și a mutat nugeții în altă parte. Iar hârtiile pe care le văzuse la mine păreau să-i confirme acest lucru. Or, dacă aurul nu mai era acolo, ce rost ar fi avut să-l mai caute? Prin urmare, nici de ajutorul celor trei inși nu mai avea nevoie. Gates, Clay și Summer deveniseră așadar o povară de care s-ar fi descotorosit fără niciun regret. Dar cum? Să-i expedieze pur și simplu? Nu. Vrând nevrând, trebuia să mai tolereze prezența lor până se ivea un prilej nimerit. E lesne de înțeles că toată atenția era concentrată asupra testamentului. Nu avea altă dorință mai mare decât să intre în posesia lui. Să-mi ia hârtiile cu forța? S-ar fi opus Pida. Nu avea deci decât una din două căi de ales. Ori să mi le fure în timpul somnului, ori, ajungând la Chiovaș, să-l determine pe Tangua să mi le ia. Nu i-ar fi fost deloc greu să-și ajungă scopul pe una din aceste căi. Testamentul era tot în buzunarul meu. În ce alt loc l-aș fi putut ascunde? Poate în căptușeală, dar pentru asta ar fi trebuit să fiu singur și cu mâinile libere. Cât privește cealaltă cale, Santer îi făcuse destule servicii lui Tangua pentru că bătrânul șef să-i fie îndatorat. Acesta s-ar lăsa deci ușor convins să-mi ia hârtiile și să-i le cedeze banditului. De fapt, problema testamentului era singura ce-mi dădea dureri de cap. Nu mă preocupau nici persoana, nici viața mea. Toate gândurile mele roiau în jurul acestor hârtii lăsate de bunul meu prieten Vinetu. Corturile chiovașilor se aflau în locul știut, adică la întâlnirea dintre Salt Fork și Red River. Îl traversarăm pe acesta din urmă într-un punct unde apa era mai scăzută. Apoi, când mai rămaseră doar puține ore de mers, Pida expedie doi curieri care să anunțe sosirea noastră. Câtă zarvă și bucurie trebuie să fi stârnit printre chiovași vestea că Old Shatterhand fusese făcut prizonier. Ne aflam încă în plină prerie și încă nu se zărea pădurea răspândită pe malurile celor două râuri, când ne și întâmpinară călăreți, venind valvârteși câte doi, câte trei, după cum apucaseră să-și mâie caii. Goneau nebunește, fiecare dorind să-l vadă cel din tâi pe faimosul Old Shatterhand. Călăreții, cum ajungeau în dreptul meu, scoteau câte un strigăt ascuțit în semn de salut și, după ce mă priveau o clipă, se orânduiau în urma coloanei noastre. Nimeni nu se înghesuia să mă vadă de aproape, să mă pipăie, cum ar face curioșii din lumea civilizată. Nu, indienii sunt mult prea sobri pentru a-și manifesta astfel interesul sau emoția de care sunt cuprinși. În felul acesta, eșalonul nostru creștea într-una fără ca eu să fiu câtuși de puțin incomodat. Iar când în cele din urmă zărirăm pădurea care aici, pe malul lui Salt Fork, nu alcătuia decât o fâșie îngustă, eram însoțit de aproape 400 de indieni, toți bărbați, în puterea vârstei. În ce privește satul chiovașilor, acesta mai crescuse în ultimul timp și ca întindere și ca număr de locuitori. Printre copaci se înălțau sumedenie de corturi în care desigur că nu era nimeni în acea clipă. Toată lumea ieșise afară să ne vadă. Femei bătrâne și tinere, adolescenți, fete, copii, toți căscau ochii la noi. Nefiind obligați să păstreze rezerva gravă și tăcută a războinicilor, aceștia făceau o asemenea alarmă asurzitoare, încât dacă n-aș fi fost cu mâinile legate, mi-aș fi astupat numai decât urechile. Țipau, chiuiau, urlau, râdeau zgomotos, pe scurt făceau un tărăboi grozav, demonstrând cât de mult îi bucura apariția mea ca prizonier. La un moment dat, Pida, care călărea în față, ridică un braț și făcu semn de liniște. Larma încetă imediat. La un al doilea semn, călăreții alcătuiră din mers un semicerc. Eu veneam legat pe cal și flancat de câte un chiovaș.
Santer, înghesuit în mulțimea călăreților, se ostenea să-și taie drum spre noi. Pidan să nu-i acorda niciun fel de atenție. Ne apropiem astfel de un cort mare împodobit cu pene în vârf. La intrare ședea cam într-o rână, chinuit și chircit, însuși Tangua. Îmbătrânise mult, ajunsese ca un schelet și părul îi albise de tot. Numai ochii scufundați în orbite fulgerară la vederea mea ca două pumnale reci. Mocnea în ei o veche și năprasnică ură. Pida sări de pe cal și războinicii, descălecând la rândul lor, se adunară ca să audă primirea ce mi-o face bătrânul șef. Coborându-mă de pe cal, îmi dezlegară numai picioarele ca să pot sta drept. Eram și eu destul de curios să aud primul cuvânt al lui Tangua, dar acesta nu se grăbi deloc. Mai întâi mă măsură îndelung și de repetate ori cu niște ochi crânceni care mărturisesc m-ar fi speriat într-adevăr dacă n-aș fi fost pregătit să-i înfrunt. Apoi își plecă pleoapele. Nimeni nu suflă un cuvânt. Se lăsase o liniște grea, întreruptă doar din când în când de fornăitul cailor. Ca să spun drept, nu mă prea simțeam în apele mele. Îmi venea să sparg eu tăcerea aceasta cruntă, chinuitoare. Dar în cele din urmă Tangua, fără să deschidă ochii, rosti apăsat și solemn. Floarea tânjește după rouă. Tot așteptând-o zadarnic, se apleacă și se ofilește. Gata-gata să moară, când iată că roa se arată în sfârșit. Tăcu apoi un răstimp până să reia. Bivolul scormonește zăpada sub care nu se arată niciun fir de iarbă. Mugește flământ și cheamă primăvara, dar în zadar. Slăbește apoi și cocoașa îi se moaie, puterile îi scad, aproape să-și dea sufletul. Și iată că adie un vânt călduț, se apropie primăvara. Urmă o nouă pauză. Ce făptură ciudată mai e și omul! Indianul acesta m-a umilit și m-a batjocorit ca nimeni altul. M-a urmărit cu ura lui feroce căutând să mă ucidă. Care a fost răspunsul meu? L-am tratat cu îngăduință. În loc să-l omor, i-am zdrobit numai genunchii. Și asta silit de împrejurări. Și iată-l acum în fața mea o ruină, numai piele și os, cu glasul stins, hrâit, venind parcă din adâncul unei hrube. Și ce simțeam de astă dată? Îl compătimeam. Regretam sincer întâmplarea care m-a făcut să-l schilodesc, deși îmi era clar că bătrânul arde de patima răzbunării. Stătea cu ochii închiși ca într-un extaz. Îl covârșea clipa aceasta în care i-a fost dat în sfârșit să-și potolească setea de sânge. Da, omul e într-adevăr o ființă plină de ciudățenii. Ghemuit, cu fața încremenită și abia mișcându-și buzele, bătrânul șef vorbi din nou. Tangua era floarea, era bivolul flămând. El a dorit și a chemat răzbunarea. Și ea nu venea. Și Tangua se stingea din lună în lună, din săptămână în săptămână, din zi în zi. Și răzbunarea zăbovea mereu. Și Tangua îmbătrânea și moartea îl pândea din ce în ce mai lacomă. Și iată că ceasul răzbunării a sosit. Și spunând acestea, bătrânul deschise ochii mari, se ridică pe cât îi îngăduia șubrezenia picioarelor, întinse amândouă mâinile spre mine cu câte cinci degetele rășchirate și strigă ca ieșit din minți. Da, ceasul a sosit. E aici. Ochii mei văd răzbunarea. Eh, cum ai să piei, câine? Cum ai să crăpi? Se prăbuși apoi epuizat și închise din nou ochii. Nimeni nu se încumeta să spargă tăcerea. Nici măcar Pida, fiul său. Abia după un răstimp destul de lung, bătrânul își înălță iarăși pleoapele și întrebă. Cum de-a căzut în mâinile voastre acest broscoi împuțit? Povestiți-mi!" Santer nu lăsă să-i scape ocazia. Căutând să o ia înaintea lui Pida, deși acesta era singurul îndrept să vorbească, banditul se oferi grăbit. Eu știu cel mai bine. Să spun? Vorbește!" Santer începu să povestească, arogându-și cu nerușinare tot meritul. Nimeni nu protestă. Pida era prea mândru ca să o facă, iar mie puțin împăsa de lăudăroșenia banditului. La sfârșit, Santer adăugă în chip de concluzie. Așadar, numai datorită mie vă puteți răzbuna în sfârșit de acest nemernic. Recunoști? Da, în cuvință bătrânul. Atunci îmi împlinești o dorință?
Dacă pot. Sigur că poți. Ce anume? Am nevoie de niște hârtii pe care le ține Old Shatterhand în buzunar. Le-a luat de la tine? Nu. Atunci ale cui sunt? Oricum nu sunt ale lui. Eu m-am dus să le caut la Mugor Chills, dar din păcate le-a găsit el mai înainte. Bine, ale tale să fie. Scoate-i-le din buzunar. Santer, fericit că obținuse această hotărâre, se apropie de mine. Eu stăteam liniștit, nu mă mișcam. Doar cu ochii îl fixam amenințător. Banditul se cam sperie, șovăi. Ați auzit, sor, ordinul căpeteniei? Mi se adresă el. De asta dată nu mă mai tutuia, ba îmi spunea chiar sor. Eu însă nu-i dădui niciun răspuns. Mr. Shatterhand, stărui el, cel mai bun lucru ar fi să nu vă împotriviți. Stați cu minte să vă caut în buzunar. Se apropie și mai mult și întinse mâna. Atunci, deși cu mâinile legate, îi repezi amândoi pumnii sub bărbie, încât banditul zbură cât colo și căzu ignind la pământ. Iuf! Exclamară câțiva indieni cu o nuanță de bucurie în glas. Dar Tangua era de altă părere. El strigă foc de mânios. Legat și tot se împotrivește, câinele! Ia faceți să nu se mai poată mișca deloc și scoateți-i hârtia din buzunar! De data asta Pida își ieși din muțenie. Părintele meu, Marea Căpetenie a Chiovașilor, e înțelept și judecă cu dreptate, dar se ascultă și glasul fiului său. Dacă până atunci bătrânul vorbise parcă întors către sine, ca într-o stare de transă, acum, îndreptându-și ochii spre fiul său, chipul îi se lumină ca prin farmec și glasul îi se limpezi. De ce vorbește fiul meu astfel? Oare Santer nu cere pe drept ceea ce cere? Nu. De ce? Nu Santer, ci noi l-am luat prizonier pe Old Shatterhand, care nici nu s-a împotrivit măcar și n-a lovit pe nimeni. S-a predat de bunăvoie. Mie mi s-a predat. Și atunci, al cui prizonier e dânsul? Al tău. Al cui trebuie să fie deci calul și armele lui și toate celelalte lucruri? Ale tale. Într-adevăr, așa e drept. A mea e toată prada. Și atunci, cum vine Santer să ceară pentru el acele hârtii? Fiindcă sunt ale lui. Cum ale lui? S-o dovedească. Păi, cica a fost la Mugor Chills ca să le caute acolo, dar Old Shatterhand i-a luat-o înainte. Dacă s-a dus să le caute, înseamnă că știa și ce scrie în ele. E adevărat, tată? Adevărat. Să spună atunci, Santer, ce scrie în hârtiile acelea. Bine, să-l ascultăm. Dacă va ști, înseamnă că sunt ale lui. Cererea aceasta îl puse pe Santer în mare încurcătură. Își putea ușor imagina că e vorba de aurul care fusese ascuns la Nugget Seal, dar dacă totuși hârtiile se refereau la altceva, atunci s-ar fi dat de gol. Și apoi, parcă-i convenea să divulge adevărul adevărat, taina cu aurul trebuia să rămână numai a lui, de aceea căută să amețească lucrurile. Ceea ce scrie acolo n-are însemnătate pentru nimeni afară de mine, iar hârtiile sunt ale mele. Asta o vedeți chiar din faptul că m-am dus să le iau de la Mugor Chills. Numai întâmplarea a făcut ca Old Shatterhand să le găsească înaintea mea. Ai vorbit cu înțelepciune, hotărât Tangua. Vei primi hârtiile, sunt ale tale. Sosise și pentru mine momentul să intervin, mai ales că Pida părea resemnat. Rosti calm și cu hotărâre. Într-adevăr, a vorbit cu înțelepciune, Santer, numai că a mințit. Nu pentru aceste hârtii a venit el la Mugor Chills. La auzul glasului meu, bătrânul tresări ca în fața unei primejdii neașteptate, apoi șuieră printre dinți. Câinele împuțit s-a pornit să latre, dar nu o să-l ajute la nimic. Pida, tânărul și viteazul tău fiu, spunea adineauri că ești înțelept și judeci cu dreptate, continua eu. Asta înseamnă că nu părtinești pe nimeni. Așa este. Atunci spune deschis, te aștepți oare ca din gura mea să iasă vreo minciună? Nu. Old Shatterhand e cel mai primejdios dintre albi și cel mai înverșunat dușman al meu, dar el nu vorbește niciodată cu două limbi. Ei, află că eu sunt singurul om care putea ști unde se găsesc hârtiile și ce scrie în ele. Santer habar n-avea de nimic. Nu i-am luat-o eu înainte, ci dânsul le-a zărit din întâmplare după ce le-am găsit. Sper că mă crezi.
Tangua bănuiește că Old Shatterhand nu spune minciuni, dar și Santer zice că a spus adevărul. Cum vreți atunci să judec cu dreptate? Judecata dreaptă merge mână în mână cu înțelepciunea. Santer a mai fost în câteva rânduri la Mugorchils. Voia să dea de aur, însă n-a găsit nimic. Asta o știe și Tangua, pentru că a făcut-o cu îngăduința lui. Or, acum tot după aur s-a dus. Minciună, exclamă Santer. Ba, e adevărul adevărat, susțin eu. Tangua n-are decât să întrebe pe ceilalți trei albi care trebuiau să-l ajute pe Santer la găsirea aurului. Bătrânul îmi dădu ascultare, iar Gates, Clay și Summer navură încotro și confirmară spusele mele. Atunci Santer mai făcu o ultimă tentativă. Și totuși m-am dus pentru hârtii. E adevărat că și aurul mă ispitea și de aceea mi-am luat de ajutor pe oamenii aceștia. Lor nu le-am spus nimic despre hârtii. Astea mă priveau numai pe mine personal. Bătrâna căpetenie își ieși din fire și exclamă. Acum iar au dreptate amândoi. Ce vreți la urma urmei? Nimic decât o judecată dreaptă. Să spună Santer dacă hârtiile au vreo valoare pentru el. Firește că au, răspunse banditul. Chiar foarte mare. Altminteri n-aș stăruie atât. Bine, câte foi sunt? Mai multe, se grăbi el să răspundă, căci le văzuse doar pe când le citeam lângă mormânt. Câte? 2, 3, 4, 5? Tăcu. Dacă nu reușea să ghicească, se dădea de gol. Vedeți că tace? Nu știe. Nu mai țin minte. Cine stă să le numere exact? Dacă hârtiile au atâta valoare pentru el, atunci ar trebui să știe și câte foi sunt. Dar hai să ne spună măcar dacă sunt scrise cu cerneală sau cu creionul. Sunt convins că o să tacă și acum. Vorbisem din adins pe un ton foarte ironic pentru a-l provoca la un răspuns imediat. Mă așteptam să nu ghicească, având în vedere faptul că în vest cerneala e lucru rar, se găsește doar prin forturi, iar oamenii scriu îndeopște cu creionul. Calculasem fără greș, căci banditul se grăbi să-mi pareze ironia printr-o afirmație pe cât de hotărâtă, pe atât de necugetată. Firește că știu, asta nu se uită, sunt scrise cu creionul. Nu cumva te înșeli? Stărui eu ca să-l fac să mai repete o dată. Nici gând să mă înșel, sunt scrise cu creionul, nu cu cerneală. Bun, e vreun războinic de față care știe să deosebească cerneala de creion? Unul care a mai văzut hârtii din acestea care grăiesc? Câțiva inși se încumetară să-și arate cunoștințele. De altfel mai erau de față și Gates cu ai săi. Mă adresai atunci lui Pida. Tânăra căpetenie a chiovașilor să scoată hârtiile din buzunarul meu și să le arate acestor războinici. Dar așa fel încât Santer să nu le poată vedea. Tânărul se învoi numai decât, iar eu avui grijă ca ceilalți trei albi să vadă și ei întreagă testamentul fără să-l poată citi. Toți constatară că e scris cu cerneală, iar Tangua și Pida, deși nu pricepeau mare lucru, se declarară de acord cu ei. Dobitocilor, se răstie atunci Santer la Gates. Cine m-a pus să mă întovărășesc cu voi? Nici nu știți să deosebiți cerneala de creion. Ei, chiar atât de proști n-om fi noi, domnule Santer. E cerneală toată ziua. Da? Și ați căzut acum ca musca în călimară? N-o să mai ieșiți de acolo ușor. Bineînțeles că Santer nu îndrăznea să le spună de la obraz că ar fi trebuit să mintă. În timpul acesta, Pida, împăturind la loc testamentul în cele două plicuri de piele, se adresă tatălui său. Old Shatterhand a biruit. Părintele meu va hotărâ acum dacă Santer are vreun drept asupra hârtiilor. N-are niciun drept, sunt ale lui Old Shatterhand, vorbi bătrânul. Atunci le iau eu pentru că Old Shatterhand mi s-a predat mie. De vreme ce oamenii se ceartă atâta pentru ele, înseamnă că au un mare preț. Am să le țin în punga cu medicamente. Le ascunse într-adevăr în punga agățată de gât. Lucrul era aproape funest pentru mine. Și totuși, dintr-un anume punct de vedere, îmi convenea. Desigur că aș fi dat orice ca testamentul să rămână în buzunarul meu. Așa cum aș fi putut să mai ajung în posesia lui în cazul unei evadări. Pe de altă parte însă, dacă hârtiile ar fi rămas la mine, foarte probabil că Santer ar fi încercat să mi le ia, fie pe ascuns în timpul somnului, fie chiar fățiș, cu forța.
Fiind legat, mă aflam la discreția lui, nu mă puteam împotrivi în niciun fel. Judecând din acest punct de vedere, era mai convenabil ca testamentul să stea în păstrarea tânărului chiovaș de care Santer n-ar fi avut curajul să se atingă. De altfel, banditul renunță imediat la stăruințele sale și se prefăcu că, în fond, nu-i prea pasă de hârtii. Poftim, păstrează-le, că tot n-ai să înțelegi nimic. Doar nu știi să citești. Pentru mine, ce să zic, erau într-adevăr de preț și aș fi vrut să fie în mâna mea. Dar la urma urmei mă pot lipsi. Bine că știu ce scrie în ele. Haideți, domnilor, nu mai avem nicio treabă aici, să ne căutăm un adăpost. Și se depărtă împreună cu Gates, Clay și Summer. Nimeni nu-l reținu. Problema cu hârtiile era deci rezolvată. Așteptam ca Tangua să se ocupe acum de mine. Și, într-adevăr, bătrânul îl întrebă pe fiul său. Dacă Old Shatterhand mai avea asupra lui hârtiile acelea care grăiesc, înseamnă că nu i-ați golit buzunarele, nu-i așa? Nu, nu i le-am golit, răspunse Pida. El e un mare războinic. Îi vom lua viața, însă fără să-l jignim umblându-i prin buzunare. Destul că i-am luat armele, celelalte lucruri și așa ne rămân nouă după ce-l omorâm. Mă așteptam ca bătrânul să fie de altă părere, dar mă înșelam. El își privi fiul cu mândrie și dragoste. Pida, tânăra căpetenie a chiovașilor, e un războinic cu suflet mare și cald. El îi cruță până și pe cei mai temuți dușmani ai săi. Îi ucide, dar nu-i jignește și nu-i face de ocară. Numele lui va fi odată și mai vestit decât al lui Vinetu, câinele acela de apaș. Drept răsplată pentru vitejia lui, am să-i îngădui să-și moaie cuțitul în inima lui Old Shatterhand, când, după toate caznele, acesta va fi să-și dea sufletul. A lui să fie slava de a-l fi răpus cu propria mână pe cel mai tare și mai vestit dintre albi. Și acum să vină bătrânii la sfat să vedem ce fel de moarte îi hotărâm acestui câine cu fața palidă. Până atunci, agățați-l de arborele morții. Ce fel de arbore era acesta? Explicația mi se oferi neîntârziat. Fusei dus până la un pin cu diametrul de vreo două picioare, înconjurat de niște stâlpi înfipți în pământ, patru câte patru, de al căror rost aveam să mă dumiresc abia seara. Pinului acesta chiovașii îi ziceau arborele morții, pentru că de el erau legați prizonierii condamnați la moarte prin tortură. Jos de trunchi erau fixate curelele. Aici mă legară exact după sistemul aplicat cândva lui Vinetu și tatălui său, când aceștia căzuseră în mâinile noastre și ale chiovașilor. Doi războinici înarmați mă străjuiau în dreapta și în stânga. În fața cortului căpeteniei se adunaseră în semicerc bătrânii tribului pentru a-mi hotărâ sfârșitul. Mai bine zis, felul cum aveam să mor, pentru că, de fapt, condamnarea la moarte era de mult hotărâtă. Înainte de a începe dezbaterea, Pida se apropie de mine și îmi controlă legăturile. Erau cumplit de strânse. Tânărul le mai slobozi puțin și rosti către străjeri. Fiți cu ochii în patru, dar nu cumva să-l umiliți. E o mare căpetenie a vânătorilor albi și niciodată nu s-a atins din senin de vreun războinic roșu. Apoi se depărtă ca să participe la sfat. Stăteam drept în picioare, legat cu spatele de copac și pe dinaintea mea treceau mereu o mulțime curioasă de femei, fete și copii. Războinicii, în schimb, se țineau deoparte. Ba chiar și băieții mai răsăriți, mândri și retrași, căutau să-și ascundă curiozitatea. Ură nu citeam în ochii nimănui, ci mai curând respect și așteptare ca în ajunul unei sărbători. Îi interesa într-adevăr acest vânător alb despre care auziseră multe și a cărui moarte avea să le ofere un spectacol nemaipomenit de crud și pasionant. Printre femei zări la un moment dat o tânără care părea să nu fie încă scou, adică nevastă. Întâlnindu-mi privirile, fata se desprinse de cercul celorlalte și se opri apoi în loc, examinându-mă pe furiș. Parcă i-ar fi fost rușine să se amestece și ea în grămada de gură cască. Nu era o frumusețe fără cusur, dar nici de cum urâtă. Trăsăturile ei delicate atrăgeau atenția ca și ochii ei mari cu profunzimi sincere și grave. Îmi amintea de Înșoci, deși nu semăna deloc cu sora apașului. Dintr-un imbold de o clipă, îi făcui un semn prietenesc din cap.
Fata se roșii ca focul, îmi întoarse spatele și-și văzu repede de drum. Dar după puțin se opri din nou și, după ce mă privi încă o dată, dispăru într-unul din corturile cele mai arătoase. Cine e tânăra fiica a chiovașilor care a stat acolo singură și apoi a plecat? Îl întrebai pe unul din paznicii mei. Neavând consemn să refuze discuția cu mine, străjerul îmi răspunse. E Cahooto, păr negru, fica lui Sushomasha, pană de vultur, care încă de copil și-a cucerit dreptul să poarte o pană în creștetul capului. Îți place fata? Îmi place, confirma eu, deși în situația dată întrebarea indianului suna cel puțin ciudat. E soră cu nevasta lui Pida, completă el. Cu nevasta lui Pida? Da, va să zic că e rudă cu tânăra voastră căpetenie. Desigur, uite-l și pe tatăl ei, colo la sfat, cu o pană mare în chică. Scurta noastră convorbire se încheie aici, dar avea să aibă urmări nebănuite. Sfatul bătrânilor dură mult, aproape 2 ceasuri, după care fui dezlegat și adus în fața lor ca să aflu soarta ce mă așteaptă. A trebuit să ascult mai întâi lungi cuvântări despre crimele albilor în general și despre ale mele în particular. Tangua istorisi până în cele mai mici amănunte înfruntarea noastră de odinioară care se încheiase cu betegirea lui. Nu omise nici faptul că l-am eliberat pe Sam Hawkins, capturându-l pe Pida. Într-un cuvânt, îmi fu dat să ascult un rechizitoriu cu atâtea capete de acuzare, încât orice indulgență părea a fi exclusă. Dar și mai lungă fu înșirarea chinurilor ce mă așteptau. Cred că niciun alb osândit de indieni nu fusese supus vreodată la atâtea rafinate și sălbatice torturi. Puteam fi într-adevăr mândru de o asemenea distincție. Cea mai concretă manifestare a stimei și respectului de care se bucură cineva în ochii acestor oameni atât de îndatoritori. Singura mea consolare consta în faptul că mi se acordase un termen de grație până la revenirea din deplasarea unui detașament de chiovaș plecat nu știu unde. Nu se cădea ca războinicii absenți să piardă marele prilej de a asista la moartea lui Old Shatterhand. În fața sentinței mă comportai ca un om căruia nu-i pasă că va muri, dar fără să rămân dator în ce privește răspunsul. Vorbi scurt, cuprinzător, ferindu-mă să fac vreo afirmație prin care să-i jignesc pe judecătorii mei. Atitudinea mea era foarte neobișnuită în asemenea cazuri când, spre a-și dovedi neînfricarea, cel osândit căuta cu tot din atinsul să mai pună paie pe foc, copleșindu-i pe judecător cu blesteme și injurii. Eu însă renunțai la acest joc de dragul lui Pida, care se purtase cu mine atât de prietenos și chiar de dragul celorlalți chiovași, care nu mi-arătau niciun fel de ură. Mă bucurasem în fond de o primire foarte bună la ei, dacă țineam seama de firea și de obiceiurile lor, ca și de dușmania ce le-o purtau apașilor. Că această atitudine a mea putea să fie interpretată ca un semn de lașitate? Nu. De asta eu, unul cu toate antecedentele mele, nu trebuia să mă tem. Condus înapoi la arborele morții, trecui pe lângă cortul ce aparținea bătrânului Pană de Vultur. Fica lui stătea în fața intrării. Fără vreun gând anume, mă opri și o întrebai. Tânăra mea soră se bucură de sigur că Old Shatterhand cel hain a fost în cele din urmă prins? Fata se înroși iar ca focul și răspunse abia după un timp. Old Shatterhand nu e hain. De unde știi? Toată lumea știe. Atunci de ce îmi pregătiți moartea? Fiindcă l-ai schilodit pe Tangua și fiindcă nu mai ești față palidă, ci apaș. Ba, nu sunt apaș. Am fost și rămân alb. In Ciuciuna te-a primit printre apași și te-a făcut chiar căpetenie. N-ai băut tu din sângele lui Vinetu și el dintr-al tău? Asta e adevărat. Dar în afară de cazul când am fost silit, ce rău le-am făcut eu vreodată chiovașilor? Oare sora mea, Cahooto, uite cum m-am purtat? Cum? Old Shatterhand mă știe pe nume? Am căutat să-ți aflu numele, fiindcă ești fica unui mare și prețuit războinic. Fie ca să apuci multe ocoluri ale soarelui, mai multe decât mi-au rămas mie ceasuri de trăit. Acestea zise, îmi continuai drumul. Străjerii nu interveniseră deloc în acest schimb de cuvinte.
Alt prizonier ar fi fost tratat, desigur, cu mai puține menajamente. Purtarea lor binevoitoare nu se datora numai atitudinii lui Pida, ci și faptului că însuși Tangua se schimbase mult. Și la rândul ei această schimbare nu se datora doar împrejurării că bătrânețea te face mai îngăduitor sau îți slăbește energia, ci serioasei înrăuriri pe care fiul o exercita asupra tatălui său. Un vlăstar mlădiu, viguros, împrumută și bătrânului trunchi, forțe noi. După ce fuse iarăși legat la arborele morții, se retraseră chiar și femeile și copiii. Părea că se dăduse ordine în această privință, ceea ce mă bucură într-un fel. Nu-mi făcea nicio plăcere să se uite lumea la mine ca la urs, chiar dacă era vorba de copii. Ceva mai târziu, o văzui pe tânăra indiană ieșind din cortul ei. Venea spre mine ducând un vas de lut. Tata mi-a îngăduit să-ți aduc ceva de mâncare. Primești? Mă întrebă ea când ajunse în dreptul meu. Cu plăcere, făcui eu prietenos, dar nu mă pot servi de mâini. Mi-s legate. N-ai nevoie de mâini. Voi fi slujnica ta. Îmi adusese carne de bizon friptă și tăiată bucăți. Luând câte o bucată în vârful cuțitului, mi-o ducea cu gingășie la gură. Frumos, nu-i așa? Old Shatterhand hrănit ca un prunc de o indiană. Cu toată situația mea deloc veselă, îmi venea să pufnesc în râs. De rușinat nu mă rușinam, căci fata ce mă servea cu atâta grație nu era o lady năzuroasă sau o signorina plină de fumuri, ci o indiană chiova, pentru care gestul acesta va fi fost cât se poate de firesc. Cele două străși ne priveau fără să-și miște ocuta a feței, deși cred că scena îi amuza. După ce terminai de mâncat, unul din ei, cam palavragiu, crezu de cuvință să-i facă fetei o surpriză plăcută. Old Shatterhand zicea că păr negru îi place mult. Tânăra mă privi cu ochi mari și cred că de asta dată mă roșii eu la față. Apoi dădu să plece, dar se întoarse iar spre mine și mă întrebă. E adevărat ce spune războinicul roșu? Dânsul voia să știe dacă îmi place și i-am spus că da. De asta dată fata plecă numai decât. Târziu după amiază, zărindu-l pe Gates, cum se plimbă printre corturi, mă adresai unuia dintre pasnicii mei. S-ar putea să vorbesc cu această față palidă? Da, în cuvință el, dar să nu vorbești cumva despre fugă. Nici de cum. În privința asta, fratele meu poate fi liniștit. Îl strigai pe Gates, care se apropie cu pași înceți, nesiguri, ca unul care nu prea știe ce are de făcut. Hai, nu te sfii, îl îndemna eu. Ori n-ai voie să vorbești cu mine. Mr. Santer s-ar necăji, răspunse el. Ți-a atras el atenția să nu-mi vorbești? Da, cred și eu. Se teme să nu ți-l descriu în adevărata lui lumină. Mi se pare și acum că vă înșelați în ce-l privește, Mr. Shatterhand. Nu eu mă înșel, ci dumneata. E un gentleman. Cu ce-mi dovedești? Eu însă pot să-ți demonstrez contrariul cu fapte, concret și temeinic. Nu mă interesează de vreme ce știu că îl dușmăniți. Asta da, îl dușmănesc în așa măsură încât ar face bine să se păzească de mine. De dumneavoastră? Nu vă supărați, sir, dar nu văd cui și cum i-ați mai putea face vreun rău. Pentru că sunt condamnat la moarte? Păi, între dorință și realizare e o serioasă distanță. Eu am mai stat nu odată pe muchia prăpastiei și uite că n-am căzut în ea. Dar hai să vedem. Crezi dumneata că Old Shatterhand e într-adevăr un ticălos abject, cum susține Santer? Cred și nu cred. Adevărul e că vă dușmăniți. De aceea nu mă interesează cine are dreptate. Atunci, cel puțin, să nu mă fi mințit. Când am făcut eu asta? Sus la Mugorchills. Când mi-ai ascuns faptul că chiovașii sunt în apropiere. Dacă te-ai fi purtat cinstit cu mine, nu aș fi ajuns prizonier. Nu cumva ați fost dumneavoastră mai sincer? Dar ce, v-am înșelat cu ceva? Firește! Când, cum? Când v-ați dat drept Jones. Asta numești dumneata înșelătorie? Firește! Înșelătoria presupune intenția de a obține un avantaj asupra altuia pe căi necinstite. În cazul meu nu era vorba de așa ceva. Faptul că mi-am tăinuit numele și am folosit altul nu poate fi considerat nici măcar un șiretlic, ci doar o necesitate.
Santer e un ucigaș notoriu, un escroc fără pereche, un ins extrem de periculos. A vrut să mă omoare și pe mine. Și când voi îl slujați pe acest nemernic, cum era să vă spun că mă numesc Old Shatterhand și că ținta mea e Mugor Chills? Mormăi el. Iartă-mă, Mr. Gates, dar dacă tot te mai îndoiești de mine, dă-mi voie să nu te înțeleg. Ar fi trebuit totuși să ne spuneți adevărul. Era de datoria dumneavoastră. Nu eram cu nimic obligat, înțelegi? Sunteți niște oameni lipsiți de experiență. Da, niște ușuratici, cel puțin în comparație cu mine, care știu ce înseamnă vestul sălbatic. De aceea trebuia să fiu cu băgare de seamă. Dacă ne spuneați adevărul, v-am fi dat crezare. Nu mi-ați fi dat. Ba da. Ba eu îți dovedesc că nu. Cu ce? Păi acum, când știi cine sunt, parcă-mi dai crezare? Acum e altceva. După ce ne-ați indus odată în eroare, sigur că asta se cheamă pretext. Doar știi acum și cine sunt și ce motive m-au determinat să-mi ascund numele. Și ceea ce-i mai important, ai fost personal de față la mașinațiile lui Santer împotriva mea. Nu v-a pus niciun gând rău. Cine spune asta? El însuși a repetat-o chiar adineauri. Nu face decât să vă arunce praf în ochi. De fapt, țelul lui e să mă omoare. Vă înșelați. Omul acesta nu minte. Uite că și acum ții cu el. Cu atât mai inutil ar fi fost să vă împărtășesc adevărul la Mugor Chills. N-am căutat eu în zadar să vă conving acolo de faptul că Santer umblă cu gânduri ascunse? Iată că nici acum n-o crez, deși datoria voastră ar fi să-mi luați apărarea, să mă ajutați să mă scăpați de o moarte cumplită. Santer însuși vrea să vă salveze. O știu de la el. Minte. Minte cu nerușinare. În sfârșit, se vede că nu te lași convins. V-a îmbrobodit serios banditul. N-am ce spune. N-o să vă dezmeticiți decât prea târziu. Și are să vă coste. Pe noi? Ce să ne coste? Cu dumneavoastră e altceva. L-ați urmărit? Îl amenințați? Cu noi însă omul se poartă omenește. Va să zic că tot mai sperați să găsiți aurul. Păi cum? La Mugor Chills n-o să găsiți niciun bob. Atunci îl găsim în altă parte. Unde? Deocamdată nu știm, o să aflăm. De la cine o să aflați? Santer va lămuri totul. Dar în ce fel? V-a spus? Nu. Vezi că nu e sincer cu voi? Cum să ne spună ceea ce nici el nu știe încă? Ba știe, știe foarte bine cum poate afla locul unde sunt depozitați nugeții. Dacă vorbiți astfel, înseamnă că știți și dumneavoastră. Desigur. Îmi spuneți și mie? Nu, asta nu. Aha, unde-i sinceritatea? Și mai pretindeți să vă dăm ajutor? Aș vorbi foarte deschis cu voi dacă mi-ați inspira încredere. Dar așa, datorită atitudinii voastre, sunt silit să-mi păstrez secretul. Ia spune, unde v-ați adăpostit? Stăm într-un cort ales de Santer. E și dânsul acolo? Da. Și unde-i cortul acesta? Lângă cel al lui Pida. Ciudat, zici că l-a ales chiar Santer? Chiar el. Tangua i-a îngăduit să locuiască unde-i place mai mult. Și s-a stabilit tocmai lângă Pida, care în niciun caz nu-i poartă simpatia ce o poartă bătrânul. Băgați de seamă, se poate întâmpla ca Santer să dispară subit și să vă lase de izbeliște. Și atunci atitudinea chiovașilor față de voi s-ar schimba radical. Nu înțeleg. Acum vă tolerează, atunci însă vă vor trata ca dușmani și e destul de problematic ca eu să vă pot salva. Dumneavoastră, pe noi? Se bâlbâi Gates. Vorbiți de parcă ați fi liber și v-ați bucura de prietenia chiovașilor. Am și eu niște temeiuri, pentru că, aoleo, m-a întrerupse el deodată. Ne-a și văzut stând de vorbă. Tocmai apăruse Santer dintre corturi. Se apropia repede de noi. Rău mai tremur de frica individului ăstuia, îl ironiza eu pe Gates. Nu că mi-e frică, dar dumnealui dorește să nu stau de vorbă cu dumneavoastră. Atunci fugi, Mr. Gates, aruncă-te la picioarele lui și cere îndurare, biet păcătos ce ești. Ce face aici, Gates?" se răsti Santer încă de departe. Cine te-a trimis să vorbești cu acest om?" Treceam din întâmplare și dânsul a început vorba." se scuză Gates, smerit. A
Aici n-ai ce căuta din întâmplare. Hai cu mine." Mr. Santer, doar nu sunt copil și ține-ți gura și mișcă-te." Banditul îl apucă de braț și îl trase după sine. Ce naiba le-o fi îndrugat el acestor gură cască de îi îngăduia să-i trateze astfel? Paznicii mei fuseseră aleși dintre chiovașii care o rupeau nițel pe englezește. Înțeleseseră așadar toată discuția și, drept dovadă că mă bucuram în ochii lor de mai multă stimă decât Santer, unul din ei, cel care îmi vorbise adineauri, făcu următoarea observație. Ăștia parcă ar fi niște oi blege care se iau după lup. Când l-o apuca foamea, îi înghite pe toți trei. De ce nu l-or fi ascultând pe Old Shatterhand care le vrea binele? După puțin sosi și Pida pentru a-mi controla legăturile, dar și pentru a se convinge de starea mea. Arătă spre stâlpii aceia înșirați câte patru. Old Shatterhand o fi obosit de atât a stat în picioare. Noaptea va putea să se culce aici între pari. Sau dorește cumva să se culce de pe acum? Nu, mai stau așa. Atunci după masa de seară. Are vânătorul alb vreo dorință? Da. Vorbească. O îndeplinesc cu plăcere dacă pot. Vreau numai să te previn împotriva lui Santer. Față de Pida, fiul căpeteniei chiovașilor, Santer nu-i decât un păduche. Foarte adevărat, dar și de păduche trebuie să te scapi când ți se vâră sub cămașă. Am auzit că Santer locuiește chiar lângă tine. Da, cortul acela era liber. Atunci bagă de seamă să nu pătrundă în cortul tău. Se pare că asta urmărește. Îl dă afară. Firește dacă ar intra sub ochii tăi. Ce te faci însă dacă vine pe furiș, fără să-l vezi? Îl văd eu. Chiar dacă ești plecat? Atunci îl vede nevasta și la lungă. Să știi că el vrea să pună mâna pe hârtiile ce mi le-ai luat. N-am să îi le dau. Știu că n-ai să îi le dai, însă fii atent să nu ți le fure. Chiar dacă ar intra pe ascuns în cortul meu, tot nu l-ar găsi. Le păstrez la loc sigur. Să sperăm. Dar mie mi-ai îngăduit să le mai văd odată? Păi, le-ai văzut și le-ai citit. Nu în întregime. Atunci ai să le vezi, dar nu acum când se înserează. Ți le aduc mâine în zori. Îți mulțumesc. Și încă ceva. Santer nu umblă numai după hârtiile, ci și după armele mele. Sunt niște puști fără seamă de bune și tare ar vrea să-i încapă pe mâini. Unde le ții? La mine. Te sfătuiesc să le păzești. N-avea grijă, chiar dacă ar intra în cort ziua în amiaza mare și tot nu le-ar vedea. Le-am învelit în două pături și le-am ascuns sub așternut ca să nu prindă umezeală. De acum numai eu mă voi sluji de ele. Cu carabina Henry va însemna că sunt urmașul lui Old Shatterhand. Dă-mi voie să te rog un lucru. Poftim, te ascult cu dragă inimă. Am cercetat armele cu deamănuntul. La doborâtorul de urși mă pricep, dar cu carabina nu știu să trag și pace. Ai vrea până nu mori să-mi arăți și mie cum trebuie mânuită, cum se încarcă și cum se trage cu ea? Sigur că ți-arăt. Îți mulțumesc. Nimeni nu te silește să-mi spui taina și dacă nu mi-o spui, atunci carabina nu-mi folosește la nimic. Văd însă că vrei să mă ajuți. De aceea și eu am să-ți port de grijă până vor începe casnele. Ai să primești tot ce-ți poftește inima. Și Pida se depărtă fără să știe ce nădejde trezise în sufletul meu. Ca să fiu sincer, crezusem la început că m-aș putea alege cu vreun folos de pe urma prezenței lui Gates, a lui Clay și Summer. Chiar dacă nu mi-erau cu adevărat prieteni, încă ar fi avut datoria ca albi să intervină pe cât posibil în favoarea mea. Cu oarecare bunăvoință ar fi găsit chiar un prilej să mă elibereze de acest păcătos arbore al morții. Să-mi fi tăiat numai legăturile de la mâini, că pe urmă m-aș fi descurcat și singur. Din păcate însă trebuia să renunț la acest gând. Comportarea lui Gates îmi dovedea că nu pot nădăjdui în ajutorul lui, nici în al celorlalți doi papă lapte. Nu mă puteam bizui decât pe propriile mele puteri, dar și așa nu mă încerca desperarea. Trebuia negreșit să găsesc un mijloc care să mă scape de tortură și de moarte. Câteva clipe doar, să fi avut o mână liberă și un cuțit la dispoziție. În fond, lucrul nu era imposibil și nici măcar atât de greu de realizat. Până atunci nu-mi trecuse prin gând să cer ajutorul tinerei indiene, dar acum ideea aceasta mă obseda.
Fata părea să nutrească sentimente de milă și simpatie față de mine. Fie ce-o fi, trebuia să scap, să fug, să evadez, chiar recurgând în ultima clipă la vreun act desperat. Și Pida. Vrea să-i explic mecanismul carabinei. Ce mi-aș putea dori mai mult? Ca să-i arăt cum se încearcă arma și cum se manipulează, trebuie să mi se dezlege mâinile. Atunci aș putea să-i smulg cuțitul de la brâu și să-mi tai curelele din jurul gleznelor. Ei, și pe urmă aș fi stăpân și pe mine și pe carabina cu repetiție. Ar fi, desigur, o lovitură foarte riscantă, dar, în fond, ce pot pierde decât viața care și altminteri e pierdută? Firește, ar fi mai bine dacă s-ar ivi prilejul să scap cu ajutorul unui șiretlic, fără să mă expun armelor pieilor roșii. Deocamdată nu găseam nicio idee salvatoare, dar putea să-mi vină ulterior. Timp era berechet. Așadar, noaptea voi sta culcat între parii aceștia, 16 la număr, înfipți în grupuri de câte 4 în jurul copacului. Sunt deci țarcuri pregătite pentru 4 prizonieri și, după dispoziția parilor, se vede cam în ce fel te poți simți acolo culcat la mijloc, cu membrele legate fiecare de câte un par. Nici gând să adormi răstignit astfel la orizontală, iar șansa de a evada e inexistentă. Pe când mă frământam cu aceste gânduri, seara coborâ de-a binelea. La corturi se aprinseră focurile, iar femeile se apucară să gătească de cină. Din nou păr negru mi-aduse de mâncare și de băut. Obținuse probabil prin intermediul tatălui ei permisiunea lui Tangua de a se îngriji de mine. De asta dată nu schimbarăm niciun cuvânt. Îi mulțumi doar la plecare. Între timp, cei doi gardieni fură schimbați de alți doi care se arătau numai puțin prietenoși față de prizonierul lor. Întrebându-i când aveam să mă culc în țarcul meu, îmi explicară că aceasta se va petrece în prezența lui Pida. Dar până să apară tânăra căpetenie, se apropie de mine cu pași rari și solemn altcineva, și anume Pană de Vulturi, tatăl fetei care mă îngrija. Se opri, mă măsură în tăcere preț de un minut, după care ordonă străjilor: frații mei să stea mai departe până îi chem din nou. Am ceva de vorbit cu acest alb. Cei doi se retraseră imediat, ceea ce dovedea că Pană de Vulturi, chiar fără a fi căpetenie, se bucura de o trecere deosebită. După ce străjerii se depărtară, bătrânul se așeză în fața mea. Trecu din nou un răstimp până se înceapă vorba. Glasul lui avea în el ceva sărbătoresc. Fețele palide locuiesc dincolo de apa cea mare și au pământ destul. Totuși au venit încoace să ne răpească munții și plaiurile strămoșești. Tăcu. Cunoscându-i pe indieni, mă așteptam ca aceasta să nu fie decât o introducere. Pe semne că bătrânul voia să discute cu mine o problemă de mare importanță. Dar ce anume? Aproape că ghiceam. Pană de Vulturi făcuse desigur pauza, sperând într-un răspuns. Dar văzând că eu tac, relo. Albii au fost primiți cu bunăvoință de către oamenii roșii, dar ei ne-au răsplătit prin jaf și omor. Altă pauză. Chiar și astăzi fețele palide folosesc tot soiul de vicleșuguri ca să ne asuprească, iar când nu le merge în felul ăsta, vin peste noi cu puterea armelor. Din nou pauză. Când un om roșu vede în fața lui un alb, poate fi sigur că acesta e dușman de moarte. Vor fi fiind doar și fețe palide care nu ne dușmănesc? Înțelegeam unde vrea să ajungă. De fapt, gândurile lui mă vizau și pe mine. Și, cum eu încă nu mă hotărâsem să răspund, omul atacă mai direct chestiunea ce-l interesa. Văd că Old Shatterhand nu-mi răspunde. Oare nu s-a purtat albii față de noi așa cum spun eu? Ba da, recunoscui. Pană de Vulturi are dreptate. Și nu sunt ei dușmanii noștri? Sunt. Vor fi fiind totuși printre albi și unii care ne dușmănesc mai puțin? Sunt și din aceștia. Să-mi numesc Old Shatterhand măcar unul dintre acești albi. Aș putea să-ți dau destule nume, dar n-o fac. Dacă ai ochii de văzut, atunci vei recunoaște că un asemenea alb stă acum în fața ta. Nu-l văd decât pe Old Shatterhand. Păi da, la mine mă gândesc. Va să zic că pretinzi că te-ai purtat cu noi mai puțin dușmănos decât frații tăi. Nu, nu pretind. Nu? Se miră Pană de Vulturi. Negația mea e cam încurca șirul gândurilor.
Fratele meu roșu a rostit cuvinte ne la locul lor. Ce cuvinte? Că m-aș fi purtat doar mai puțin dușmănos decât alții. Ori eu mă port față de oamenii roșii fără pic de dușmănie. N-ai ucis, n-ai rănit pe nimeni? Ba da, însă numai când am fost silit să o fac. Eu nu m-am purtat, cum ai spus adineauri, mai puțin dușmănos cu indienii, ci v-am arătat numai prietenie. Am nenumărate dovezi. De câte ori mi-a stat în puteri, v-am luat parte împotriva albilor, v-am apărat de samavolnicii. Dacă judeci cu dreptate, ai să recunoști acest adevăr. Eu sunt un om drept. Amintește-ți de pildă de Vinetu. Am fost cei mai buni prieteni și frați de sânge. Oare Vinetu nu era indian? Nu zic ba, însă Vinetu era dușmanul nostru. Greșești, numai voi l-ați făcut să vă dușmănească. El îi iubea pe toți indienii ca și pe apașii lui și ar fi vrut să trăiască în pace și în bună înțelegere cu toți. Dar triburile s-au apucat să se bată și să se sfâșie între ele. Aceasta era marea lui suferință, mâhnirea care nu l-a părăsit nici când. Și tot așa simțeam și eu. Toate faptele le săvârșeam din dragoste pentru semințiile roșii. Vorbisem la fel de rar și serios ca și dânsul. Pana de vulturi își înclină capul și se scufundă câtva timp în tăcere. Apoi, smulgându-se parcă din gânduri, rosti. Old Shatterhand a spus adevărul. Pana de vulturi e un om drept și recunoaște cei buni chiar și la dușmanii săi. Dacă toți oamenii roșii ar fi ca Vinetușii, toate fețele palide ca Old Shatterhand, atunci am trăit la oaltă ca frații, ne-am iubit și ne-am ajutat la nevoie. Și pământul ar fi destul pentru toți fiii și toate fiicele noastre. Dar e lucru primejdios să dai pilde pe care nimeni nu le urmează. Vinetu a căzut ucis de un glonț dușman, iar Old Shatterhand va pieri în groasnice chinuri. Discuția se opri acum la punctul unde căuta el să ajungă. Socotii că e mai bine să tac și să-l ascult. Pană de vulturi relo. Old Shatterhand e un viteaz. El va trebui să îndure cazne multe și cumplite. Oare se va arăta el slab spre bucuria judecătorilor săi? Nu. Dacă va fi să mor, atunci voi muri așa fel încât să merit un mormânt pe care să-l cinstească lumea. Dacă va fi să mori? Adică te mai îndoiești? Da. Văd că ești foarte sincer. Ai vrea să te mint? Nici de cum. Dar îți trebuie mult curaj ca să vorbești astfel. Old Shatterhand n-a fost niciodată un laș. Va să zic că ți-ai pus nădejdea în fugă? Da, și sunt sigur că am să izbutesc. Afirmația mea categorică îl uimi și mai mult decât primul răspuns. Iuf, iuf, exclamă el ridicând mâinile la cer. Te-ai bucurat până acum de blândețe. Va trebui să ți se arate asprime mai multă. Nu mă tem de nimic. Nu mă îngrozește nicio asprime. Sunt chiar mândru că nu simt nevoia să ascund adevărul. Altul în locul meu n-ar face așa. Old Shatterhand are dreptate. E singurul prizonier care spune deschis, răspicat, că are de gând să fugă. Nu e vorba numai de curaj. E și obrăznicie. N-ai dreptate. Obraznicul fie că nu-și dă seama ce face, fie că nu are nimic de pierdut. Eu însă vorbesc sincer pentru că am temeiurile mele, pentru că urmăresc un scop cu totul diferit. Care anume? Asta nu-ți spun. Trebuie să ți-o închipui singur. De fapt, era vorba de următoarele. Pana de vulturi venise fără îndoială cu intenția de a-mi oferi mâna fiicei sale și de a mă salva în acest fel. Consimțind la această căsătorie, n-aș mai fi fost ucis. Mi-aș fi redobândit libertatea și, în plus, m-aș fi ales cu o nevastă tânără. Dar asta însemna să devin chiovaș, lucru firește inacceptabil pentru mine. A respinge propunerea echivala cu a-l jigni profund pe pană de vulturi și a naște în el dorința răzbunării. Pentru a evita asemenea complicații și pentru a-l descumpăni pe bătrân, îi făcusem acele mărturisiri pline de cutezanță și tupeu. Îi dădusem astfel a înțelege că n-are rost să-mi ofere pe fica lui, pentru că eu aveam să-mi recapăt libertatea și fără să ajung soțul unei indiene. Dacă mi-ar fi înțeles aluzia, ar fi evitat propriei jignire și, ca urmare, dorința de a se răzbuna împotriva mea. Pana de vulturi păru să cugete la cele spuse de mine, dar, din păcate, nu-mi sesiză adevărata intenție.
Îmi răspunse pe tonul lui obișnuit, măsurat. Old Shatterhand caută doar să ne tulbure gândurile că, de scăpat, știe el că nu va scăpa de aici. El nu vrea să recunoască pe față că a pierdut, pentru ca nu cumva să-și piardă din faimă. Dar pana de vulturi nu se lasă amăgit. Degeaba orice gând de fugă. Și totuși am să fug. Vei fi chinuit de moarte. Ba, am să scap. Uite ce-i. Dacă aș ști că poți fugi, m-aș prinde chiar eu să te păzesc. Dar știu bine că nu poți. Numai o singură scăpare ar fi. Una singură. Care? Cum? Întreba eu, văzând că nu-l pot scoate pe bătrân din ale sale. Dacă te-aș ajuta eu. Nu-mi trebuie niciun ajutor. Ești mai încrezut chiar decât bănuiam. Cum să respingi un ajutor care te poate scăpa de la moarte? De ce să nu-l resping când n-am nevoie de el, când știu că mă voi salva singur? Ești prea mândru și încăpățânat. Mai bine îți dai viața decât să rămâi îndatorat față de cineva. Dar eu nu-ți cer recunoștință. Nu vreau decât să te văd liber. O știi pe Cahooto care ți-a adus de mâncare? O știu. Mi-e fică și tare îi mai e milă de tine. Înseamnă că Old Shatterhand nu e viteaz, ci un biet nevolnic, o făptură demnă de plâns. Mila nu e decât jignire. Mă foloseam anume de acest limbaj sever și brutal. Voiam să-l abat de la intențiile lui, dar nu reuși nici de asta dată. Pana de vulturi mă asigură pe un ton prietenesc. N-am vrut să te supăr. Până a te fi întâlnit aici, Cahooto auzise multe despre tine. Ea știe că Old Shatterhand e cel mai mare viteaz al albilor și gândul ei e să te scape de la moarte. Asta înseamnă că Păr Negru are inimă bună. Dar ca dânsa să mă scape de aici mi se pare cu neputință. Nu văd deloc cum. Ba, să știi că se poate. Nici măcar nu e greu. Te înșeli. Eu nu spun vorbe în vânt. Cunoști pe semne datinele oamenilor roșii, dar pe asta la care mă gândesc s-ar putea să n-o știi. Te vei supune deci acestei datini. Fica mea îți place, nu-i așa? I-ai spus-o chiar tu. Nu-i adevărat, nu i-am spus-o eu. Păi de la dânsa o știu. Cahooto nu mă minte niciodată. E o neînțelegere la mijloc. Dânsa mi-a adus de mâncare. Pe urmă unul din străjeri m-a întrebat dacă îmi place fata și i-am răspuns că da. I-am spus-o deci străjerului. Asta nu schimbă nimic. Înseamnă că-ți place. Știi că bărbatul care ia de scop pe o fată roșie poate fi primit în tribul lui? Știu. Chiar dacă până atunci a fost dușman sau prizonier. Știu și asta. E dezlegat de orice vină și trăiește în libertate. Toate astea le cunosc. Iuf, atunci mă vei înțelege. Te-am și înțeles. Tu o placi și ea te place. Vrei să-ți fie scou? Nu. Se lăsă o tăcere lungă și penibilă. Pana de vulturi nu se așteptase la un asemenea refuz. Eu un condamnat la moarte, iar dânsa una din fetele cele mai râvnite ale tribului, fică de războinic fruntaș. Și totuși o refuzam. Era de necrezut. În cele din urmă bătrânul întrebă scurt. De ce? Să-i fi spus adevăratul motiv? Să-i fi explicat că un european instruit nu-și poate distruge întreaga viață căsătorindu-se cu o fată de indian? Că o asemenea căsnicie nu se poate ridica la înălțimea cerințelor sale? Că Old Shatterhand nu e un nemernic dintre aceia care iau de soții fete indiene spre a le părăsi la prima ocazie, căutându-și apoi alte victime, având până la urmă câte o nevastă în fiecare trib? Să-i fi spus toate acestea? Să fie adăugat și alte argumente pe care orizontul lui nu ar fi fost în stare să le cuprindă? Nu. Trebuia să-i dau un răspuns pe care să-l înțeleagă și să-l găsească plauzibil. Fratele meu roșu spune că vede în Old Shatterhand un mare războinic. Se pare însă că nu gândește chiar așa. Am spus ceea ce gândesc. Atunci de ce-mi cer să mă las salvat de o femeie? Oare pană de vulturi așa ar face? Iuf, făcu el contrariat. Apoi tăcu. Argumentul acesta părea să-l convingă măcar în parte. După un răstimp mă întrebă. Ce părere are Old Shatterhand despre pană de vulturi?
Cred că e un războinic mare, viteaz, priceput, în care tribul își poate pune toată nădejdea și la luptă și la sfat. Ai vrea să fim prieteni? Din toată inima. Și ce crezi despre Cahooto, fica mea mezină? E cea mai gingașă dintre flori și cea mai frumoasă dintre toate fiicele chiovașilor. Are ea dreptul să-și aleagă un bărbat după placul ei? Oricare dintre războinicii chiovași ar fi fericit să-i o dai de nevastă. Va să zic că nu e vorba că mă disprețuiești pe mine sau pe fata mea. Departe de mine acest gând. Doar atât că Old Shatterhand vrea și poate să-și apere singur viața. Nu se cade a fi salvat de o femeie, asta nu. Iuf, iuf, în cuvință bătrânul. Vrei ca oamenii adunați pe lângă focurile de tabără să strâmbe din nas la auzul numelui meu? Ei, cum să vreau? Vrei să se spună că Old Shatterhand a scăpat de moarte ascunzându-se în poala unei tinere scou? Nici de cum. Oare nu-i datoria mea să-mi apăr cinstea și renumele chiar și cu prețul vieții? Fără îndoială. Atunci îți dai seama că nu pot primi propunerea. Dar vă mulțumesc din suflet și ție și fiicei tale. Mult aș dori să vă arăt cândva recunoștința-mi toată. Cu fapta, nu cu vorba, aș vrea să vă mulțumesc. Iuf, iuf, iuf. Old Shatterhand e un om întreg. Păcat că va muri. Ceea ce am propus era singura ta cale de scăpare. Dar te înțeleg. Ca războinic viteaz și vestit, nu poți merge pe acest drum. Îi voi spune totul fiicei mele și dânsa n-o să-ți poarte pică. Da, spune-i. Mi-ar părea tare rău dacă ar crede că din pricina ei nu m-am învoit. Ea te va iubi și cinsti și mai mult ca până acum. Iar când vei îndura cumplitele chinuri și oamenii se vor desfăta privind, ea va sta ascunsă în cel mai întunecat ungher al cortului, ascunzându-și fața și ochii. Hauh! După aceasta se ridică și plecă. Abandonase probabil ideea de a mă supraveghea personal. Cei doi străjeri se întoarseră și-și ocupară posturile lor. Slavă Domnului! Ieșisem cu bine dintr-o situație gingașă și complicată, căci mă aflasem într-un impas în care speranța de a mă salva era cât pe ce să naufragieze. Dacă pana de vulturi mi-ar fi devenit dușman, atunci vigilența lui ar fi fost mai primejdioasă decât toți străjerii la un loc. Peste puțin sosi și Pida. Era timpul să mă culc în țarc. Fui legat între patru pari cu brațele și picioarele larg rășchirate. Totuși, oamenii îmi aduseră o pătură făcută sul și servind drept pernă, iar cu alta mă acoperiră grijuliu. Nici nu plecă bine Pida, că primi o altă vizită, care mă bucură nespus. Era calul meu. Păscuse sărmanul prin apropiere, singur, izolat de ceilalți cai. Dar acum, mângâindu-mă ușor cu botul catifelat, se întinse alături de mine. Străjerii nu interveniră. Doar nu era în stare calul să mă dezlege și să mă răpească. Bravul animal! Gestul lui devotat putea să-mi fie de mare folos. Evadarea nu era realizabilă decât în timpul nopții. Ori dacă animalul se culca în fiecare seară lângă mine, atunci, în momentul decisiv, n-aș mai fi obligat să caut la repezeală un alt cal, poate mai puțin potrivit, și să mai pierd și timp prețios în dificila mea acțiune. După cum prevăzusem, era imposibil de dormit. Membrele întinse până la refuz, începură să mă doară, apoi îmi amorțiră. Abia țipeam, sfârșit de oboseală, că mă și trezeam din nou. Astfel se scurse noaptea și zorii se înălțară deasupra-mi ca un duh mântuitor. Chiovașii mă scoaseră din țarc și mă legară din nou de trunchiul copacului. Dacă procedeul avea să se repete câteva nopți la rând, atunci, în ciuda alimentației consistente, aș fi ajuns la capătul puterilor. Dar trebuia să rabd și să tac. Un Old Shatterhand să se plângă de nesomn, mi-aș fi pierdut toate atuurile. Eram curios să văd cine va veni cu mâncarea. Oare păr negru? Puțin probabil. Doar refuzasem să o iau de soție. Și totuși veni dânsa. Nu mi-adresă niciun cuvânt. Se vedea însă că nu e supărată pe mine, ci doar tristă. Mai tristă ca în ajun. Pida, care veni apoi să-mi inspecteze legăturile, mă informa că se duce la vânătoare cu un grup de războinici și că se va întoarce abia după prânz.
Mai târziu, ieșiră într-adevăr călare apucând drumul preriei. Trecură apoi câteva ore liniștite până ce, deodată, apăru Santer dintre copaci. Cu pușca pe umăr, venea ducând de frâu un cal înșăuat. Venea drept spre mine. Se opri și îmi spuse plin de emfază: mă duc și eu la vânătoare, Mr. Shatterhand, și consider de datoria mea să vă dau raportul. Poate să-l întâlnesc în prerie pe prietenul dumneavoastră Pida, care nu mă suferă deloc. Părea să aștepte un răspuns, dar eu făcui pe surdomutul: v-ați pierdut auzul, stimabile. Îl ignorai și de asta dată. Parcă nici nu exista. Îmi pare grozav de rău, nu numai pentru dumneavoastră, ci și pentru mine. Pleacă de aici, nemernicule, îl repezi în cele din urmă. Aha, limba se mai învârte, doar timpanul s-a blegit. Păcat, mare păcat. Voiam să vă mai întreb câte ceva. Și mă fixa cu impertinență drept în ochi. Avea o expresie diabolică, triumfătoare. Cocea el ceva, eram sigur de asta. Da, voiam să vă mai întreb ceva, repetă el. Cred că v-ar fi interesat întrebarea, Mr. Shatterhand. Și se tot uita la mine așteptând un răspuns. Cum eu însă continuam să tac, banditul izbucni în râs. Ha, ha, ce priveliște rară! Faimosul Old Shatterhand legat fedeleș de arborele morții și nemernicul de Santer plimbându-se liber. Dar ceea ce urmează e și mai grozav, sor. Cunoașteți cumva o pădure demoliz? Ați auzit de Indulcecil? Denumirea aceasta mă zgudui ca un șoc electric. Vinetu se refera la ea în testamentul meu. Îmi venea să-l străpung pe ticălos cu privirea. Ia te uită, acum parcă ar avea săbii în loc de ochi, râse el. Da, da, se pare că există asemenea pădure după câte am auzit. Mizerabile, de unde știi? Exact de acolo de unde știu și alte nume. Teșoș. De ăsta ați auzit cumva? Luate-ar moarte, am să... Stai, nu te pripi, mă întrerupse el. Ce drăcie o mai fi și aia de Clicto, sau cum îi zice? Mi-ar plăcea să... Bestie, izbucni aproape urlând. Ai pus mâna pe hârtiile care... Ei, da, îmi râse el în față batjocoritor. Le-ai furat de la Pida. Furat? Auzi ce e în stare să-mi spună. N-am făcut decât să iau ce mi-aparține. Asta se cheamă furt? Ei, și acum hârtiile stau frumușel aici cu tot cu ambalaj. Se făli banditul, lovindu-se cu palma de piept. Atunci îmi ieși complet din fire și strigai către străjeri. Puneți mâna pe el, repede, nu-l lăsați să fugă. Să mă oprească pe mine? Rânji el sărind în șa. N-au decât să încerce. Nu-l lăsați, săriți, urla eu. L-a prădat pe Pida, nu cumva să scape, nu cumva. Glasul mi se frânse din cauza efortului meu desperat de a mă smulge din legături. Banditul o lua la goană și străjerii, deși săriseră în picioare, nu făceau decât să se uite mirați după el. Testamentul lui Vinetu, cel din urmă cuvânt al fratelui meu Vinetu, fusese furat. Și acolo, în prerie, galopa hoțul și nimeni, absolut nimeni, nu încerca măcar să-l oprească. Îmi pierdusem complet cumpătul și trăgeam nebunește de curelele de la mâini, ce mă imobilizau lângă trunchiul copacului. Nici nu mai țineam cont de faptul că era aproape imposibil să le rup, că eram legat și de picioare, încât tot nu aș fi putut fugi. Nici nu mai simțeam durerea crâncenă pe care mi-o provocam la încheieturi. Mă zbăteam năprasnic, trăgeam și urlam într-una până ce deodată mă prăbuși la pământ. Curelele de la mâini se rupseră. Iuf, iuf! Exclamară străjile. S-au desfăcut, s-au rupt! Săriră amândoi încercând să mă apuce să mă țină în loc. Lăsați-mă, lăsați-mă în pace! Urlam eu. Nu vreau să fug, vreau numai să-l prind pe Santer, tâlharul, banditul care l-a jefuit pe Pida, tânărul vostru șef. Bineînțeles că urletele mele sculară tot satul în picioare. Toată lumea se luă după mine. Era de altfel destul de ușor să mă prindă. Ei sute de inși, iar eu unul singur și cu picioarele legate. Totuși, afacerea nu se soldă fără lovituri și cucuie. În sfârșit, reușiră să-mi pună alte curele și să mă lege iarăși de copac. Chiovașii, deși se aleseseră cu destui pumn din partea mea, nu păreau deloc supărați. Dimpotrivă, comentau cu admirație faptul că izbutisem să rup curelele. Iuf, 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 le-a rupt,
Niciun bivol n-ar fi fost în stare. Măi, ce om! De peste tot auzeam asemenea comentarii pline de respect, în timp ce încheieturile de la mâini mă ardeau și mă săgetau din ce în ce mai tare. Până a se rupe curelele, îmi sfâșiaseră carnea până la os. Ce stați și vă holbați la mine?" striga eu către mulțimea de chiovași. Tot n-ați înțeles nimic? Santer l-a jefuit pe Pida. Repede, urcați-vă pe cai și aduceți-l îndărăt." Nici o mișcare. Nimeni nu catadixi să-mi asculte îndemnul. Îmi venea să rup cerul în două. Strigam și urlam la ei. Totul degeaba. În cele din urmă se găsi totuși cineva mai înțelegător. Era Pană de Vulturi. Își tăie drum până la mine și se interesă ce anume se întâmplase. Îi dădui repede lămuriri. Va să zică hârtiile care vorbesc sunt acum ale lui Pida?" întrebă el în mod inutil. Firește, firește, doar ai fost și tu de față când le-a luat în primire de la mine." Și ești sigur că Santer a fugit cu ele și nu se mai întoarce?" Sigur, fără nicio îndoială." Atunci să auzim ce spune Tangua. El e căpetenia și va hotărâ. Hai, întrebați-l dacă vreți, dar nu mai întârziați, oameni buni, grăbiți-vă." Și totuși Pană de Vulturi nu se grăbi. Văzând curelele rupte, răspândite pe jos, se aplecă, le culese, le examina îndelung și, clătinând din cap, se adresă celorlalți. Pe astea le-a rupt?" Da." Iuf, iuf. Și un asemenea om trebuie să moară. De ce n-ar fi și el un războinic de-al nostru, un chiovaș? De ce e o față palidă?" Abia acum se depărtă luând cu sine și curelele. Chiovașii îl urmară liniștiți. Rămaseră numai pasnicii mei. Așteptam cu încordare, cu neastâmpăr chinuitor, să înceapă urmărirea banditului. Dar nicăieri niciun semn. Viața satului se așeză iarăși în matca ei calmă și tăcută. Simțeam că nebunesc. Mă rugai de pasnici să se informeze, dar aceștia n-aveau voie să părăsească postul. Îl chemară pe un alt chiovaș și acesta le relată că Tangua nu era de acord cu urmărirea. Ce să se bată pentru niște hârtii pe care Pida nici nu știa să le citească? N-aveau nicio valoare, nu erau de niciun folos. Își poate oricine închipui câtă mânie clocotea în sufletul meu. Scrâșneam pur și simplu din dinți de ciudă. Pasnicii vedeau în ce stare sunt și mă pândeau îngrijorați. Cât pe ce să mă smulg iarăși din legături, cu toate durerile ce-mi provoca orice mișcare. Eram disperat. La ce puteau folosi însă toate acestea? La absolut nimic. Nu-mi rămânea decât să mă resemnez. De aceea mă liniști în cele din urmă, cel puțin aparent, concentrându-mi toate gândurile asupra felului cum aveam să evadez din captivitate. Căci nu încăpea îndoială că trebuie să fug. Și jurai în sinea mea că voi fugi, trecând peste orice obstacole. După vreo 3 ore de liniște, auzi deodată țipătul unei femei. Observasem eu mai înainte că Păr Negru, ieșind din cortul ei, plecase undeva departe. Acum se întorcea fuga și țipa. Dispăru apoi în cort și reveni însoțită de tatăl ei. Alergau amândoi și strigau cât îi ținea gura. Chiovașii aflați prin apropiere li se alăturară imediat. Se întâmplase probabil ceva deosebit, poate chiar în legătură cu furtul testamentului. Nu dură mult și Pană de Vulturi veni în mare grabă spre mine, strigând încă de departe. Old Shatterhand se pricepe la multe. E și vraci sau nu?" Da," răspunse eu în speranța că voi fi dezlegat ca să îngrijesc pe cineva. Știi să alungi bolile?" Desigur." Morții știi să înviezi?" Dar ce, a murit cineva?" Cine?" Fica mea." Cum? Păr Negru?" Nu ea, ci sora ei mai mare, nevasta lui Pida. Zace jos pe pământ legată, nemișcată. Vraciul nostru spune că a murit, ci că a ucis-o Santer, care a furat hârtiile. Vrei să o aduci din nou la viață? Duceți-mă la ea." Mă sloboziră de lângă copac, dar având grijă să-mi lege totuși mâinile și picioarele. Cei drept, mai puțin strâns ca să pot umbla. Mergând astfel, încet și bine păzit, ajunsei la cortul lui Pida. Mi se oferea deci prilejul să cunosc interiorul cortului, ceea ce îmi convenea foarte mult. Știam doar că acolo se află armele mele. În fața cortului se adunaseră între timp o mulțime de bărbați, femei și copii, care, privindu-mă respectos, îmi făcură loc să trec. Intrai în cort împreună cu Pană de Vulturi.
Înăuntru se aflau păr negru și un bătrân hidos, șezând ghemuit pe vine lângă presupusul cadavru. Era onorabilul vraci. La intrarea mea, bătrânul se ridică în picioare. Îmi plimbai privirea jur împrejur și iată, da, colo în stânga, văzui șaua și pătura mea, iar sus atârnate într-un par, pistoalele și cuțitul meu de vânătoare. Era firesc ca lucrurile să se afle aici, doar îi aparțineau acum lui Pida. Inutil să spun câtă bucurie îmi provoca această descoperire. Să vadă Old Shatterhand dacă fica mea mai poate să învie din morți, mă rugă pană de vultur. Mă lăsai în genunchi și, așa cu mâinile legate, o examinai atent. Abia după câtva timp constatai că pulsul femeii bate totuși. Tatăl și sora ei mă priveau cu o încordare plină de teamă. E moartă și nimeni nu mai poate învia, declară sentențios vraciul. Ba Old Shatterhand poate, eu întorsei eu hotărât. Ai spus că poți? Chiar poți? Întrebă radios pană de vultur. Trezește-o, trezește-o, se rugă de mine păr negru, așezându-mi mâinile pe umăr. Bine, se face, o trezesc, dar pentru asta trebuie să mă lăsați singur. Vrei să ieșim din cort? Da. Iuf, îți dai seama ce-mi ceri? Adică? Făcu eu, deși știam bine ce-l îngrijora. Aici se află armele tale, dacă le iei și fugi, făgăduiește-mi că n-ai să te atingi de ele. Se înțelege că-mi venea greu să promit. Ce ocazie minunată! Cu ajutorul cuțitului puteam să mă eliberez din legături, apoi înarmat cu carabina și cu pistoalele mele, puteam să evadez fără niciun risc. Care smintit ar mai fi cutezat să-mi stea în drum? Dar nu. S-ar fi iscat totuși o luptă și un tărăboi sălbatic. Și apoi, de ce să fug folosindu-mă de leșinul unei femei? Pe o blană între diverse mărunțișuri de uz casnic, acest, fredele și alte asemenea, zări și două-trei lame din acelea de care se servesc femeile indiene pentru a tăia tendoanele de la cusături. Aceste lame sunt de obicei foarte fine și ascuțite. Nu-mi trebuia decât o asemenea sculă ca să-mi tai legăturile fără multă greutate și să ajung iarăși stăpân pe propriile mele mișcări. De aceea l-asigurai pe pană de vultur. N-am să mă ating de arme, făgăduiesc, de altfel puteți să le luați cu voi. Nu, nu e cazul. Când Old Shatterhand făgăduiește, înseamnă că se va ține de cuvânt. Dar asta nu ajunge. Ce mai e? S-ar putea să fugi și fără arme, așa cum ai încercat adineaur când te-ai smuls de lângă copac. Făgăduiești că n-ai să fugi? Da. Și că ai să te întorci la arborele morții, ca să te legăm din nou? Vă promit. Atunci haidem afară. Old Shatterhand nu e un mincinos ca Santer. Putem avea încredere în el. După ce părăsiră ei cortul și rămăsei doar cu femeia leșinată, prima mea grijă fu să ascund una din acele lame într-o manșetă a cămășii. Apoi mă ocupai de așa zisa moartă. Soțul ei, Pida, plecând la vânătoare, Santer se folosise de prilej ca să pătrundă în cort. De atunci trecuse destulă vreme și iată că femeia încă mai zăcea fără cunoștință. Nu se putea, deci, să fi leșinat doar datorită unui șoc psihic. Cu siguranță că fusese lovită. Îi săltai capul și descoperi în creștet o umflătură serioasă. Apăsai și femeia scoase un geamă de durere. Repetând apăsarea, o făcui să deschidă ochii. Se uită la mine mai întâi buimăcită, apoi privirea îi se limpezi. Old Shatterhand, șoptia. Mă cunoști? Da, te cunosc. Fii tare, să nu adormi și să mor din nou. Adu-ți aminte ce s-a întâmplat. Teama că va muri dacă nu-și forțează memoria, o făcu să se concentreze la maximum. Își duse mâna la umflătura de la cap și spuse: eram singură. A intrat și mi-a cerut punga cu medicamente. I-am dat-o. Atunci m-a lovit. Unde-i punga? Mai este? Privi spre un ungher unde era înfiptă o prăjină și constată speriată: iuf, nu mai e. A furat-o. M-a lovit. Am căzut și nu mai știu nimic. Atunci îmi aminti că Pida îmi spusese în ajun unde și-a ascuns hârtiile, și anume în punga cu medicamente. Iar azi, înainte de a fugi, Santer se lăudase că le are cu ambalaj cu tot în buzunarul de la piept. Furase așadar punga în care era și testamentul. Pentru Pida, tânărul șef, pierderea pungii echivala cu o catastrofă.
ar fi trebuit să plece imediat în urmărirea hoțului și să-și redobândească amuletele. Poți să te ții așa, trează? Te ajută puterile? Sau ai să mor iar?" o întrebai pe femeie. Nu mai mor," mă asigură ea. M-ai adus iar la viață. Îți mulțumesc." Mă ridicai și dădui la o parte perdeaua ce masca intrarea în cort. Afară, tatăl și sora bolnavei, precum și o mulțime de chiovași, așteptau rezultatul vrăjitoriei mele. Intrați," îi pofti eu. Moartea a înviat." Nu mai e cazul să descriu bucuria ce o răspândire a aceste cuvinte. Toți, în cap cu Pană de Vultur și fica lui Mezină, erau convinși că săvârșisem o minune, iar eu nu aveam niciun interes să-i contrazic. Firește că nu-i recomandai pacientei decât niște comprese reci, dând indicații cum să fie pregătite și aplicate. Pe cât era de mare bucuria chiovașilor în legătură cu învierea din morți, pe atât de crâncenă furia lor împotriva hoțului care furase punga cu medicamente. Desigur că faptul fu adus la cunoștința lui Tangua, care ordonă imediat ca o trupă de războinici să-l urmărească pe bandit. În același timp, câțiva cercetași plecară să-l caute pe Pida, iar eu, condus de Pană de Vultur, mă îndrepta iarăși spre arborele morții de care bătrânul mă legă foarte meticulos. Era plin de laude pentru mine și îmi arăta o recunoștință fără margini, dar firește în felul său indienesc. Îți vom pregăti chinuri și mai grozave decât aveam de gând, mă asigură el. Nimeni pe lume nu va fi pătimit cât ai să pătimești tu. Astfel, când ai să ajungi în veșnicele plaiuri ale vânătoarei, vei fi cel mai de vază și mai cinstit dintre toți albii care au pătruns acolo. Foarte plăcut, n-am ce zice, gândi în sinea mea. Lui însă îi spusei cu glas tare. Dacă l-ați fi urmărit pe Santăr când v-am cerut eu, acum banditul ar fi fost în mâinile voastre. Așa însă cred că o să vă scape. Îl prindem noi, a lăsat urme foarte deslușite. Eh, dacă m-aș putea lua și eu după el. Asta se poate. Cum, doar sunt prizonier, sunt legat. Poți să pleci călare împreună cu Pida. Numai să făgăduiești că vii înapoi ca să te supunem casnelor. Vrei? Nu. Dacă e să mor, atunci să se întâmple cât mai repede. Nu mai am răbdare să aștept. Ești un mare viteaz. Asta o știe toată lumea. Numai un viteaz ca tine vorbește așa. Chiovașilor le pare foarte rău că nu ești unul de-ai lor. Pană de Vultur plecă fără ca eu să-i fi mărturisit că regretul lor nu găsea de fapt niciun ecou în sufletul meu insensibil și că nutream speranța să-i părăsesc pe toți acești admiratori ai mei chiar în noaptea următoare. Și încă fără să mi-au rămas bun. Pida fu repede găsit și se întoarse în goana mare pe calul lui înspumat. Intră mai întâi în cortul lui, apoi în cel al bătrânului. Pe urmă veni spre mine. Părea cât se poate de calm, dându-și desigur multă osteneală ca să-și ascundă tulburarea inimii. Old Shatterhand a trezit-o din morți pe soția mea dragă și a dat din nou viață. Îți mulțumesc. Ai aflat cu deamănuntul cum s-au petrecut lucrurile? Da. Cum se simte nevastă-ta? O doare capul, însă apare ce îi mai domolește durerile. Se va face bine curând. În schimb, sufletul meu e bolnav și nu poate fi tămăduit până nu-mi recapăt punga cu medicamente. De ce n-ați ținut seama de cuvântul meu? Old Shatterhand are totdeauna dreptate. Dacă războinicii noștri l-ar fi ascultat măcar azi și s-ar fi luat de îndată pe urmele hoțului, atunci l-am avea de mult aici. Pida vrea să plece și să-l caute? Da, trebuie să plec în mare grabă și am venit să-mi iau rămas bun de la tine. Acum iarăși va trece o bucată de timp până să te omorâm, deși, după câte mi-a spus Pană de Vultur, ai vrea să mor cât mai curând. Ce să-i faci? Trebuie să mai rabzi până mă întorc. Aștept cu plăcere. O spusesem cu toată sinceritatea. El însă se simți dator să mă consoleze cât de cât. Cred că nu e prea ușor să-ți aștepți atâta vreme sfârșitul, să stai mereu cu moartea în față. Dar am poruncit să ți se facă așteptarea mai plăcută. Dacă ai vrea să-mi asculți propunerea, ți-ar fi și mai ușor. Despre ce-i vorba? Vino cu mine. Vin, cum să nu? Iuf, asta-i bine. Cu ajutorul tău nu mai încape îndoială că voi pune mâna pe hoț. Te dezleg chiar acum și-ți dau înapoi armele. Stai, încă nu. Am și eu o dorință. Spune. Merg cu tine dacă mă eliberați cu totul. Iuf, nu se poate. Atunci rămân aici. Te eliberăm pentru cât durează drumul.
Pe urmă însă te întorci ca să-ți împlinești soarta. Nu-ți cerem decât să ne dai cuvântul că nu vei fugi pe drum. Va să zic că mă luați cu voi numai pentru că știți că ochiul meu descoperă orice urmă. Vă mulțumesc. Mai bine rămân pe loc. Old Shatterhand nu e un copoi, o javră pe care o folosești la vânat. Mai gândește-te totuși. N-am ce mă gândi. Hai, cumpănește bine. Fără ajutorul tău s-ar putea să nu-l prindem pe hoț. Și atunci, punga mea? Mie, dacă ar fi, nu mi-ar scăpa nici în gaură de șarpe. Dar nu eu sunt pe gubitul, ci tu. Caută-l, deci. Prinde-l. Fără să înțeleagă încotrobat, Pida dădu dezamăgit din cap și rosti cu resemnare. Te-aș fi luat cu dragă inimă, drept mulțumită că ai întors-o de la moarte pe soția mea. Dar dacă nu vrei, n-am ce face. Mulțumește-mi într-alt chip. Aș avea de pildă o rugăminte. Te ascult. Bănuiesc ceva în legătură cu cei trei albi care l-au însoțit pe Santer. Unde se află acum? Sunt la ei în cort. Liberi? Ba nu, i-am legat. Doar sunt prieten cu hoțul. Păi ce vină au ei? Și ei întreabă tot așa. Însă Santer fiind dușmanul nostru, înseamnă că și prietenii lui trebuiesc socotiți dușmani. Vor fi legați la arborele morții și vor muri odată cu tine. Să știi că ei habar n-au avut de isprava lui Santer. Asta nu ne privește. De ce nu te-au ascultat măcar pe tine? Doar i-ai sfătuit ce și cum. Pida, tânărul și viteazul, prea cinstitul șef al chiovașilor, să-și plece urechea la cele ce-i spun. Eu va trebui să mor, dar nu mă rog pentru viața mea. În schimb, vă cer să iertați pe acești oameni. Iuf, și ce să facem? Să le dați drumul. Cum adică? Să-i las să plece cu caii și cu armele lor? Lasă-i drept răsplată că ți-am înviat soția care zici că ți-e dragă. Se întoarse cu spatele la mine. Înțelegeam că se află pradă unui cumplit zbucium sufletesc. După un răstimp, mi se adresă din nou. Old Shatterhand nu seamănă cu celelalte fețe palide, nici cu alți oameni. De aceea e greu să-l înțelegi. Dacă s-ar fi rugat pentru el, poate că i-am fi dat un prilej de scăpare încercându-l în luptă cu cei mai viteji și mai tari războinici ai noștri. Însă el nu cere nimic pentru sine, doar pentru alții se roagă. E adevărat. Și mă mai rog încă o dată pentru ei. Bine, să fie liberi, dar atunci să ne înțelegem asupra unui lucru. Să aud. Tu îți pierzi astfel dreptul la orice îngăduință, ca și la orice răsplată pentru învierea soției mele. Adică nu-ți mai rămân dator cu nimic. Fie și așa, suntem chit. Am să-i eliberez, dar din umilire n-am să-i scap. Destul că nu te-au ascultat la timpul cuvenit. Să vină deci la tine și să-ți mulțumească. Hauh! Și Pida se depărtă. Îl văzui apoi intrând în cortul tatălui său, care trebuia firește informat asupra discuției. După puțin ieși din nou și se pierdu printre arbori, revenind în cele din urmă cu cei trei albi care își purtau caii de dârlogi. Pida întinse brațul în direcția mea, dar fără să se apropie. Gates, Clay și Summer încălecară și veniră spre mine cu niște mutre de autentici pocăiți. Mr. Shatterhand, începu primul, am auzit ce s-a întâmplat. E oare atât de grav când dispare o biată pungă umplută cu cine știe ce leacuri băbești? Întrebarea dumitale confirmă faptul că habar n-aveți de datinile pieilor roșii. Pierderea pungii cu medicamente e tot ce poate fi mai grav pentru un războinic indian. Măcar atâta s-ar fi cuvenit să știți. Well, acum pricep de ce s-a înfuriat Pida atât de tare de a pus să ne lege numai decât. Ce o să mai pățească Santer când lor prinde? Nici nu merită altceva. Ei, acum recunoașteți că banditul plănuia să vă ducă de nas? Pe noi? Ce ne pasă nouă de punga aia? Ba, ar trebui să vă pese mult de tot. Aflați că în pungă se află hârtiile pe care ținea el să le aibă. Și ce ne interesează pe noi hârtiile? Acolo e descris exact locul unde se află nugeții. Ei, al dracului, vorbiți serios? Cât se poate de serios. Și dacă totuși vă înșelați, nici gând, doar le-am citit cu ochii mei. Va să zic că știți și dumneavoastră locul, firește. Păi spuneți-ne și nouă, o să-l ajungem din urmă pe Santer și luăm tot aurul de sub nas. Nu sunteți voi făcuți pentru așa ceva. Și apoi, dacă nu m-ați crezut mai înainte, ce vă face să-mi dați crezare tocmai acum? Adevărul e că Santer v-ar fi folosit numai drept copoi care să adulmece vulpea de aur după care v-ar fi împușcat.
Acum însă se poate lipsi de ajutorul vostru și nici nu-și mai bate capul cum să vă înlăture, fiindcă știe că indienii, socotindu-vă complicii lui, vă vor trata ca pe niște dușmani. De necrezut! Se pare că numai datorită dumneavoastră am fost eliberați. Așa ne-a spus Pida. S-ar putea. În orice caz, va aștepta tortura și moartea alături de mine. Și ați intervenit pentru noi? Dar cu dumneavoastră cum rămâne? Ce se întâmplă? Ce să se întâmple? O să mă tortureze și atât. Și va fi să muriți? Yes. Ne pare rău, sir. Ne pare foarte rău. N-am putea să vă ajutăm în vreun fel? Mulțumesc, Mr. Gates. În cazul meu, orice ajutor e deprisos. Vedeți-vă de drum și povestiți pe unde treceți că Old Shatterhand s-a dus dintre vii, că a murit printre chiovași la stâlpul torturii. Tragică veste! Aș prefera să le duc oamenilor un mesaj mai plăcut în legătură cu persoana dumneavoastră. Ai fi putut să-l duci dacă nu mă minteai la Mugor Chills. Atunci chiovașii n-ar mai fi pus mâna pe mine. De fapt, și dumneata ești vinovat pentru moartea atât de oribilă și grea care mă așteaptă. Vă fac acest reproș și vă urez ca, din cauza lui, să nu aveți somn. Ei, haide, plecați de aici! Gates se cam fâsticise. Nu știa ce să răspundă. Clay și Summer, care stătuseră ca muții, păreau și mai încurcați. Până la urmă, toți trei găsiră cu cale să se cărăbănească. De fapt, nici nu-mi mulțumiră măcar. Atâta doar că, ajunși la oarecare depărtare, mai întoarseră odată capetele și mă răsplătiră cu niște priviri idiote și rătăcite. Abia plecară ei, că și Pida ieși călare din sat, fără să se uite barem în direcția mea. Și pe bună dreptate. Doar eram chit. Dânsul credea că la întoarcere mă va găsi tot aici, legat de copac. Eu, în schimb, eram convins că, dacă se ținea mereu după Santer, aveam să-l revăd fie la Rio Pecos, fie și mai departe la Sierra Rita. Cine urma să aibă dreptate? El sau eu? Când Păr Negru îmi aduse mâncarea de prânz, mă interesai cum îi merge pacientei mele și aflai cu bucurie că durerile de cap scădeau din intensitate. Fata, drăguța de ea, mă hrăni cu atâta sârg încât mă văzui nevoit să o refuz până la urmă. Nu mai încăpea în mine friptura. Când să plece, Păr Negru mă învălui într-o privire plină de compasiune. Ochii îi erau umezi, vedeam că o apăsa ceva pe suflet, dar se sfia să vorbească fără îndemnul meu. De aceea o încurajai. Tânăra mea soră vrea să-mi spună ceva? Old Shatterhand n-a făcut bine, îmi reproșe ea. În ce privință? Mai bine ar fi plecat cu Pida. N-aveam de ce să plec. Ba Old Shatterhand avea de ce. El așteaptă să moară mândru și neînfricat la stâlpul casnelor, dar Păr Negru crede că e totuși mai bine să trăiești mândru și în cinste decât să mori. Așa e, numai că trebuia să mă întorc și să mă las ucis. Pida nu putea să nu ceară acest lucru. Până la urmă însă cine știe dacă Old Shatterhand nu s-ar fi înfrățit cu el fumând pipa păcii. Și dacă am fi fumat, crezi că m-ar fi scăpat el de la moarte? Da. Pe semne că ai dreptate. Eu însă trebuia să fac ce am făcut. Spune-mi, dorești cu tot din adinsul ca eu să rămân în viață? Doresc, recunosc cu ea cu sinceritate. Doar ai înviat-o pe sora mea. Atunci nu-ți mai face griji. Old Shatterhand știe totdeauna cum să se descurce. Rămase o clipă pe gânduri, aruncă apoi o privire piezișă paznicilor și făcu un gest nervos. O înțelesei. Dorea să-mi vorbească despre evadare și nu putea. Îi vorbi eu zâmbind. Ochii tinerei mele surori sunt frumoși și limpezi. Old Shatterhand vede prin ei inima și gândurile tale. Le vede cu adevărat? Desigur, și gândurile tale se vor împlini. Când? Foarte curând. Împlinească-se ceea ce spui. Păr Negru va avea o mare bucurie. Acest scurt schimb de cuvinte îi ușură inima și îi dădu curaj. Seara, în timpul cinei, fata riscă și mai mult. Ca și în ajun, focurile ardeau în fața corturilor, dar dincoace pe sub arbori era întuneric beznă. În timp ce mă hrănea, întinzându-mi câte o bucată de friptură în vârful cuțitului, fata se apropie mai mult de mine. La un moment dat mă călcă pe picior, atrăgându-mi atenția asupra celor ce avea să-mi spună și îmi vorbi apăsat cu tâlc. Old Shatterhand n-a mâncat destul. O să-i fie foame. Poate mai dorește ceva?
sunt gata să-i aduc." Pasnicii nu se sesizară de aceste vorbe. Eu însă le descifrai imediat tâlcul. Trebuia să-i răspund, referindu-mă foarte firesc la mâncare, dar indicându-i de fapt un obiect de care aș fi avut nevoie ca să-mi asigur posibilitatea unei evadări. Păr Negru se oferea să mi-l aducă. "Sora mea e bună cu mine și îi mulțumesc," rosti eu pe un ton cât se poate de firesc. "Mie însă nu mai trebuie nimic, sunt îndestulat. Cum îi mai merge soției lui Pida, tânăra căpetenie a chiovașilor?" "O doare din ce în ce mai puțin, dar mai trebuie legată la cap cu cârpe reci." "Foarte bine, să îi se dea îngrijire. Cine stă lângă ea de obicei?" "Eu." "Și de seară?" "Tot eu." "Dar nici noaptea nu trebuie părăsită." "Stau eu toată noaptea." Glasul îi tremura, înțelesese. "Va să zică stai cu ea până dimineața. Și pe urmă mai treci pe aici?" "Trec, o să ne revedem." Și plecă. Gardienilor le scăpase total sensul discuției noastre. Trebuia deci, după ce îmi voi fi tăiat legăturile cu ajutorul lamei, să mă strecor în cortul lui Pida și să iau de acolo lucrurile ce mi-aparțin. Cu siguranță că Păr Negru avea să mă aștepte în cort. Faptul mă bucura, dar năștea în același timp unele complicații. Dacă îmi luam armele și celelalte lucruri de față cu cele două surori, atunci a doua zi ar fi fost aspru dojenite. Pentru a nu mă da de gol, ele trebuiau să tacă mâlc, deși datoria lor era să dea alarma, să strige după ajutor. Cum aveam să rezolv problema? Numai determinându-le să se lase legate de mine. Apoi, după ce voi fi plecat, surorile n-aveau decât să țipe și să se zbată în toată legea și să povestească îngrozite că apărusem pe furiș în cortul lor și că le lovisem, năucindu-le dintr-un pumn. Chiovașii le-ar fi crezut cu siguranță, doar eram renumit în ce privește metoda cu pumnul. Că și nevasta lui Pida va fi de acord cu acest șiretlic, nu mă îndoiam de vreme ce mă socotea salvatorul ei. Mă mai frământa încă o problemă cât se poate de serioasă. Oare carabina mea să fi rămas în cort? Oare Pida, care îi cunoștea valoarea, n-o fi luat-o cu el? Pe de altă parte însă, tânărul șef nu știa să o mânuiască și nici nu venise la mine ca să-i explic mecanismul înainte de a pleca. Ce era mai probabil? S-o fi luat sau nu? Trebuia văzut la fața locului. Dacă nu o găseam, atunci, până am mă ocupat de urmărirea lui Santer, trebuia să-mi regăsesc această armă de mare preț. În fine, sosi și garda de noapte, dirijată personal de Pană de Vultur. Serios, dar nu fără simpatie pentru mine, bătrânul mă dezlegă cu mâinile lui, temându-se ca nu cumva ceilalți, umblând mai brutal, să-mi deschidă iar rănile de la încheieturi. Mă culcă în țarcul meu și, fără să observe nimeni, trăsei afară lama ascunsă în manșeta de la mâneca stângă. Îmi întinsei apoi brațul stâng ca să mi-l lege de un par. Când îmi petrecură cureaua, făcui ca și cum m-ar durea cumplit și dusei repede mâna la gură, în timp ce cu dreapta, încă liberă, tăiai legătura respectivă aproape complet. "Bagă de seamă!" îl dojeni Pană de Vultur pe unul din chiovași. "I-ai atins rana. O să-l chinuim noi la timpul cuvenit. Acum n-are niciun rost." Profitând de acest moment, lăsai lama să cadă într-un loc ce l-alesesem dinainte, așa fel încât s-o pot apuca mai târziu cu mâna stângă. Chiovașii îmi legară apoi și mâna dreaptă și picioarele. Ca și în seara precedentă, mă înveriră cu o pătură și alta mi-o puseră sub cap. Totul fiind gata, Pană de Vultur vorbi într-un fel cât se poate de liniștitor pentru mine. Înainte, Old Shatterhand a putut să se smulgă de aici cât de cât, dar acum, cu rănile astea la încheieturi, nici gând să mai rupă curelele. După care bătrânul plecă, iar străjerii se așezară chiar la picioarele mele. Sunt oameni care, în clipe de mare cumpănă, abia dacă își pot stăpâni nervii. Eu însă îmi păstram calmul din totdeauna. Cred că eram chiar mai liniștit ca oricând. Trecu o oră și încă una. Focurile se stinseră pe rând. Numai cel din fața cortului lui Tangua mai stăruia. Noaptea se lăsase răcoroasă și pasnicii ședeau ghemuiți cu genunchii strânși la gură. Dar poziția fiind mai incomodă, se lungiră la un moment dat cu capetele spre mine. Atunci, o smucitură scurtă și cureaua din stânga, aproape tăiată, se rupse de tot. Îmi eliberasem deci mâna stângă. O întinsei ușurel și, pipăind, găsii lama. Apoi, răsucindu-mă puțin într-o parte, ceea ce înainte n-ar fi fost deloc cu putință,
îmi strecurai mâna stângă pe sub pătură până izbuti să tai și cureaua ce mi-imobiliza dreapta. În fine, nu mai era mult. Mă socoteam ca și salvat. Și acum picioarele. Dar în ce fel? Ca să ajung cu mâna la picioare, trebuia nu numai să mă ridic puțin, dar să mă și aplec înainte către capetele celor doi indieni. Oare dorm? Mă mișcai anume, odată și încă odată. Păreau că dorm și nu aud nimic. Fie ce-o fi. Dădui pătura la o parte și mă ridicai în capul oaselor. Într-adevăr, flăcăii dormeau buștean. Două tăieturi repezi și gata, liber. Apoi câte un pumn zdravăn în capetele străjerilor. Vieții chiovași nici nu se mai deșteptară din somn. Îi legai cu bucățile de curea ce le aveam la îndemână, rupsei două colțuri din pătură și le băgai la amândoi în gură, drept călușe ca să nu poată alarma satul când se vor trezi. Calul, credinciosul meu prieten, venise și în seara aceea să se culce lângă mine. Deci totul era în ordine. Mă ridicai și îmi dezmorții mădularele. Cât de bine îmi făcea. Porni apoi târâși de la copac la copac, de la cort la cort. Nimeni nu se mișca în tot satul. Ajunsei astfel cu bine la cortul lui Pida. Când să intru, auzi în stânga mea un zgomot ușor. Trăsei cu urechea. Se apropiau de mine niște pași mărunți. Și cine credeți că era? Păr negru, șopti eu. Old Shatterhand, se auzi vocea ei reținută. Mă ridicai de la pământ și o întrebai. De ce nu stai în cort? Nu e nimeni înăuntru. Știi, ca să nu ne certe mâine, am dus-o pe sora dincolo, în cortul tatii. Ci că să o îngrijesc mai bine. O, viclenie femeiască, multe mai ești în stare să inventezi. Și lucrurile mele unde sunt? Aici, la locul lor. Le-am văzut eu azi, atârnate sus, dar puștile? Sub așternutul lui Pida. Calai? Îl am pe al meu, mă așteaptă. Dragă păr negru, ai fost tare bună cu mine. S-ar cădea să-ți mulțumesc pentru multe, pentru foarte multe. Old Shatterhand a fost bun cu toți. Ai să te mai întorci pe la noi? Cred că da. Am să mă întorc cu Pida, care va fi să-mi fie frate și prieten. Te duci după el? Da, vreau să-l găsesc. Dar să nu-i spui că am vreun amestec în fuga ta. Numai sora mea și cu mine să cunoaștem această taină. Știu că ai fi făcut și mai mult. Dă-mi mâna să-ți mulțumesc. Mi-o întinse vorbind cu gingășie și sfială. Fie ca toate să-ți meargă din plin. Acum trebuie să plec. Sora va fi îngrijorată. Înainte de a fi putut face vreun gest de împotrivire, ea îmi duse mâna la buzele ei și dispăru. Copilă indiană, dragă și bună copilă! Intrai repede în cort și, în primul rând, îmi căutai armele. Erau într-adevăr sub așternut, învelite într-o pătură. Le scosei afară și mi le atârnai de umăr. Se aflau în cort și pistoalele și cuțitul meu de vânătoare, precum și harnașamentul întreg. După numai 5 minute părăseam cortul și mă întorceam la arborele morții ca să mă înșeuiez calul. Mă aplecai asupra celor doi paznici. Se treziră între timp. Războinicii chiovașilor n-au avut noroc, le vorbi eu în șoaptă. Ei nu-l vor vedea niciodată pe Old Shatterhand cum se chinuie și piere la stâlpul casnelor. Acum mă duc în ajutorul lui Pida. Trebuie să-l prind pe Santer, tâlharul și ucigașul care ne-a scăpat din mâini. Iar cu tânăra voastră căpetenie, să știți că am să mă port ca un frate. Poate să ne întoarcem chiar împreună. Faceți ca Tangua să afle cele ce vă spun. Să nu-și facă griji în legătură cu fiul său, căci am să-l ocrotesc. Fiii și fiicele chiovașilor mi-au arătat multă prietenie. De aceea le datorez mulțumiri. Spuneți-le că n-am să uit niciodată. Hauh! Luând calul de dârlogi, mă depărtai tiptil. Mergeam deocamdată pe jos ca să nu trezesc pe nimeni din somn. Abia mai încolo urcai în șa și mă îndreptai prin prelie spre miază zi. Deși în întunericul nopții nu vedeam nici urmele lui Santer, nici pe ale chiovașilor care îl urmăreau, știam că trebuie să merg spre sud. Nici nu aveam intenția să mă țin după urme. Santer o luase spre Rio Pecos și atât îmi era de ajuns. De unde știam că o apucase într-acolo? Din testamentul lui Vinetu. Fragmentul pe care izbutisem să-l citesc conținea trei denumiri în apașă. Pe una din ele, Indel Cecil, banditul o înțelesese, dar celelalte două, Teșoș și Declilto, îi erau total necunoscute. Și chiar dacă ar fi priceput sensul cuvintelor, încă nu putea ști unde se găsesc de fapt stânca ursului și apa întunecată.
Acestea se aflau departe, dincolo de Sierra Rita, pe unde trecusem o singură dată cu Vinetu. Noi înșine botezasem astfel stânca și apa cu pricina, încât nimeni nu știa la ce puncte se referă aceste denumiri, în afară de mine și cei doi apași care ne însoțiseră atunci și care, îmbătrânind între timp, nu se mai urneau din satul lor de lângă Rio Pecos. Deci, ca să dezlege misterul, Santer trebuia să-i caute pe ei. Dar de unde se afle Santer că tocmai acești bătrâni erau singurii deținători ai secretului? Nimic mai simplu, orice apaș l-ar fi îndreptat spre ei, pentru că toți știau denumirile respective, precum și întâmplarea ce o trăisem atunci, doar că nimeni nu călcase vreodată pe acolo, în afara celor doi bătrâni. Eram deci sigur că Santer, la îndemnul celorlalți apași, li se va adresa lor. Dar printre apași se găseau și unii care știau că Santer fusese dușmanul lui Vinetu, că îi omorise pe Inciuciuna și în Șocii. Avea el săriște într-atât și să se arate chiar în satul lor? De ce nu? De dragul aurului, banditul riscă orice. La nevoie recurge la tot soiul de șiretlicuri. Chiar și testamentul furat îl putea scoate din cele mai grele încurcături, servindu-i de legitimație, căci pe plicul de piele Vinetu își crestase totemul său. Planul meu era să ajung la apași înaintea lui Santer pentru ca, preveniți din timp, aceștia să pună mâna pe bandit de îndată ce ar fi apărut. Era cea mai bună soluție, mai ales că mustangului meu, iute ca vântul, nu i-ar fi fost prea greu să câștige întrecerea cu calul lui Santer. Planul acesta mă scutea totodată de căutarea urmelor, ceea ce ar fi însemnat multă risipă de timp. Din nefericire, încă de a doua zi, calul meu începu să șchiopăteze și mă căzneam în zadar să descoper cauza. Abia a treia zi observai la picior o inflamație provocată de un spin. Îi scosei cei drept spinul din picior, dar incidentul mă și întârziase rău de tot. Era aproape sigur că nu-l mai puteam întrece pe bandit, ba că aveam să ajung chiar mult în urma lui. Încă înainte de Rio Pecos, pe când străbăteam o savană aproape lipsită de vegetație, apărură deodată doi călăreți venind în direcția mea. Erau indieni. Văzându-mă de unul singur, nu se sfiră să-și continue drumul. Ajuns și în dreptul meu, unul din ei își agită pușca deasupra capului și, strigându-mă pe nume, se apropie în galop. Era Iatoca, adică Picior Sprinten, un războinic apaș cu care mă cunoșteam. Pe celălalt nu l întâlnisem până atunci. După un schimb de saluturi, mă adresai amândorura. După câte văd, frații mei nu se află nici pe picior de război, nici pe drum de vânătoare. Atunci încotro graba. Mergem spre miază noapte în munții Ventrei Mari, ca să cinstim mormântul lui Vinetu, căpetenia noastră, răspunse Iatoca. Va să zic că ați aflat de moartea lui. Am aflat acum câteva zile. Îți închipui ce jale și ce bocet a fost peste tot. Știu, frații mei, că eu am fost de față la moartea lui Vinetu? Da, știm. Old Shatterhand ne va povesti totul și ne va călăuzi apoi în luptă ca să răzbunăm moartea viteazului conducător. Despre asta o să mai vorbim. Și ați plecat numai așa în doi spre miază noapte? Doar e drum până acolo, nu șagă. Noi suntem iscoade pentru că potăile alea de comanși iar au dezgropat securea războiului. Frații noștri ne urmează de departe. Câți? De 5 ori câte 10. Cine vă conduce? Til Lata, mâna sângeroasă, pe care l-am ales căpetenie. Îl cunosc, e cel mai vrednic și mai potrivit pentru rangul de căpetenie. Ați văzut cumva vreun călăreț străin? Am văzut unul. Când? Chiar ieri. Era o față palidă. Ne-a întrebat de Teșoș și l-am îndrumat spre Pueblo, la bătrânul Inta. Iuf, făcu eu ca indienii. E tocmai omul pe care îl caut. Dânsul l-a ucis pe Inciciuna. Trebuie să-l prind. Iuf, iuf, repetarea amândoi apașii cu ciudă. Și noi nici n-am știut. L-am lăsat să-și vadă de drum. Nu face nimic, bine că l-ați văzut. Acum însă faceți cale întoarsă, haideți. Vă conduc eu mai târziu în munții Ventrei Mari. Bine, ne întoarcem, consimți Iatoca. Trebuie să-l prindem pe ucigaș. Pornirăm deci tu trei spre Rio Pecos. După câteva ore de călărie, ajunserăm la râu și, traversându-l, ne continuarăm drumul de-a lungul malului. Între timp, le povesti celor doi războinici întâlnirea mea cu Santer la Nugget Sil, precum și celelalte întâmplări trăite printre chiovași. Va să zică Pida, tânăra căpetenie, îl urmărește pe Michel, întrebă Iatoca. Întocmai, de unul singur, înaintea lui a plecat și o ceată de războinici trimise de Tangua. Cred că trebuie să fie ajuns repede din urmă.
Știi câți războinici erau? I-am văzut la plecare, erau 10. Acum cu Pida sunt 11. Numai atâția? Doar n-or fi prea puțin pentru urmărirea unui singur fugar. Mai degrabă sunt prea mulți. Iuf, fiii apașilor se vor bucura grozav. O să-l prindem pe Pida împreună cu războinicii lui și o să-i legăm pe toți la stâlpul casnelor. Ba, n-o să-i legați, rosti ferm. Nu? Crezi că o să ne scape? Păi Santer a plecat spre satul nostru, iar chiovașii vin pe urmele lui, așa că putem să-i prindem. De asta sunt convins, dar n-o să-i legați la stâlpul casnelor. Nu te înțeleg, doar sunt dușmani și pe tine au vrut să te omoare. Ba, s-au purtat omenește. Și să știi un lucru, cu toate că potrivit obiceiului se pregăteau să mă omoare, totuși Pida mi-e prieten. Iuf, făcuia tocca. Old Shatterhand nu s-a schimbat deloc, își cruță și acum dușmanii. Dar va fi oare și Till Lata de aceeași părere? N-am nicio îndoială. Nu uita că Till Lata a fost întotdeauna un războinic viteaz, iar acum e căpetenia apașilor. El trebuie să arată că merită a fi în fruntea războinicilor săi. Aici nu prea încape mila. Oare nu sunt și eu o căpetenie a voastră? Da, Old Shatterhand e căpetenie. Și n-aș fi ajuns eu oare încă înaintea lui Till Lata o căpetenie de-a voastră? Adevărat, chiar cu mult înainte. Atunci va trebui să mă asculte. Dacă îi prindeți pe chiovași, Till Lata n-o să le facă nimic. Aceasta mi-e dorința. Poate că apașul ar mai fi înșirat unele argumente contra, dar deodată atenția noastră fu atrasă de niște urme care veneau dinspre stânga, unde albia râului era mai ușor de trecut și se înșirau pe mal paralel cu direcția pe care ne mișcam noi. Bineînțeles că descălecarăm ca să le cercetăm mai îndeaproape. Călăreții cu pricina trecuseră în șir indian pentru a nu-și divulga numărul. Se deplasau deci cu mare precauție, știindu-se pe teritoriul dușman. Deși nu puteam stabili numărul călăreților, bănuiam totuși că e vorba de Pida și chiovașii lui. După puțin, ajunserăm într-un loc unde călăreții se opriseră părăsind ordinea strictă de până atunci. Izbuti astfel să deslușesc urmele a 11 cai, așadar nu mă înșelasem. Războinicii voștri vin încoace spre râu? Îl întrebai pe Iatoca. Da, se vor întâlni deci cu chiovașii. Aceștia sunt numai 11, pe când ai noștri sunt de 5 ori 10. Și la ce depărtare se află? Când te-am întâlnit, erau cam la o jumătate de zi în urmă. Iar chiovașii, după cum se vede, sunt numai la o jumătate de ceas înaintea noastră. Hai să grăbim și să-i ajungem până nu se vor întâlni cu frații tăi. Să dăm pinte în cailor. Porni la galop, pentru că din moment în moment, cele două tabere adverse s-ar fi putut ciocni, iar eu voiam să așez întâlnirea lor sub semnul prieteniei. Pida merita să iau apărarea. După scurtă vreme, râul coti spre stânga. Chiovașii o luaseră drept înainte ca să scurteze drumul. Noi am procedat la fel și în curând îi zărirăm înaintând spre sud, în șir indian. Pe noi nu ne văzuseră pentru că niciunul dintre ei nu privea înapoi. Deodată opriră și întoarseră caii pentru a o lua cât mai repede în dărăt. Atunci ne observară și pe noi, zăboviră o clipă, apoi își continuară retragerea, dar nu chiar în direcția noastră. De ce se întorc? Întrebă Iatoca. I-au văzut pe războinicii noștri și și-au dat seama că aceștia le sunt superiori ca număr. Noi suntem numai 3, așa că n-au de ce să se teamă. Adevărat, dintr-acolo vin apașii noștri. Îi vezi? I-au zărit pe chiovași și mână la galop ca să-i ajungă. Ieșiți-le voi în întâmpinare și spuneți-i lui Mâna Sângeroasă să stea locului până vin și eu. Tu de ce nu mergi cu noi? Am ceva de vorbit cu Pida. Haide, plecați repede. Cei doi apași nu se împotriviră. Galoparăm deci pe urmele călăreților lui Pida. Aceștia erau încă prea departe ca să ne observe. Dar când ne apropiarăm, își întoarseră capetele și ne recunoscură imediat. Pida răcni speriat, înfigându-și călcâile în burta calului. Eu însă o luai după el. Stai, Pida, nu te teme! Îi strigai cât putui de tare. Mă pun chezaș pentru tine în fața apașilor. Cu toată spaima ce-i provocasem, tânărul păru să aibă încredere în spusele mele. Își struni calul, dând și celorlalți chiovași ordin de oprire. Pe măsură ce mă apropiam de el, observam din ce în ce mai clar cât de uluit era de neașteptata mi apariție. Cel puțin oamenii săi încremeniseră de-a binelea. Old Shatterhand, făcu tânăra căpetenie. Old Shatterhand, e liber? Cine ți-a dat drumul? Nimeni, m-am dezlegat singur.
Iuf, 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 asta nu se poate. Ba, uite că se poate. Știam eu că am să fug. De aceea nici nu m-am dus cu tine. Nu voiam ca tu să-mi faci vreo înlesnire. Fiecare să redobândească singur ceea ce a pierdut. Așa ți-am spus. Acum te rog să ai încredere. Îți sunt prieten și voi avea grijă ca apa și să nu-ți facă niciun rău. Iuf, vrei să-mi dai o mână de ajutor? Da, pe cuvântul meu de cinste. Eu cred în cuvântul lui Old Shatterhand. Crede și nu fii neliniștit. Uite-te colo. Ceata apașilor s-a și întâlnit cu doi oameni trimiși de mine. Au descălecat și mă așteaptă. Voi ați dat de urmele lui Santer? Am dat, însă deocamdată nu l-am prins pe bandit. Dânsul vrea să ajungă în satul apașilor. Așa gândim și noi. Urmele duc într-acolo. Tocmai ne țineam de ele. Mare nechipzuință. Apașii v-ar fi omorât pe toți. Ce să fac? Trebuie să-mi caut punga cu medicamente, fie și cu prețul vieții. Ziceam să ne furișăm până lângă sat. Poate am fi izbutit să punem mâna pe Santer. Acum o să-l prindeți mai ușor. Vă apăr eu de primejdii. Dar asta numai dacă ne înfrățim. Descalecă și hai să fumăm pipa păcii. Iuf! Old Shatterhand, marele războinic care a izbutit să scape de arborele morții fără niciun ajutor, vrea să-l cinstească pe Pida cu prietenia lui? Vreau. Hai, grăbește-te, că altminteri apașii își vor pierde răbdarea. Descălecarăm, fumarăm calumetul potrivit ritualului, după care îl rugai pe Pida să stea pe loc până îi voi face semn. Mă sălta iarăși în șa și porni către ceata apașilor pe care Iatoca îi informase între timp despre intențiile mele. Ținându-și caii de căpăstru, oamenii formaseră un semicerc la mijlocul căruia stătea Tillata. Îl cunoșteam foarte bine pe acest apaș. Era cei drept foarte orgolios, dar în raporturile sale cu mine se purtase totdeauna plin de politețe și supunere. Puteam spera, deci, că n-o să refuze o înțelegere cu Pida. Îi strânsei mâna, îi adresai câteva vorbe amicale și adăugai: Old Shatterhand a venit de data asta singur, fără prietenul său Vinetu, căpetenia apașilor. Frații mei roșii vor afla de la mine toate amănuntele în legătură cu moartea mult slăvitului lor conducător. Dar mai întâi v-aș spune ceva despre chiovașii aceștia. Știu ce vrea Old Shatterhand, interveni mână sângeroasă. Mi-a spus Iatoca. Și ce părere ai? Old Shatterhand e căpetenie și apașii îi cinstesc dorința. Cei 10 războinici chiovași să se întoarcă fără zăbavă la corturile lor. Atunci nu ne atingem de ei. Și cum rămâne cu Pida, tânăra lor căpetenie? V-am văzut fumând calumetul păcii. De aceea să vină Pida cu noi și să fie oaspetele nostru cât timp vei dori tu. Pe urmă o să-l socotim iarăși dușman. Bine, așa să fie. Războinicii apașilor să se întoarcă deci cu mine ca să-l prindem pe ucigașul lui In Ciuciuna și al fiicei sale în Șoci. După aceea vă voi însoți la mormântul lui Vinetu. Hauh! Hauh! Făcu și apașul strângându-mi dreapta spre a întări înțelegerea intervenită între noi. Îi făcui apoi semn lui Pida să se apropie. Acesta se declară de acord cu condițiile puse de Tillata și trimise pe cei 10 chiovași înapoi în tabăra lor. În sfârșit, pornind-o cu toții în jos pe malul lui Rio Pecos, călărirăm până spre seară, când făcurăm un popas. Fiind pe teritoriul apașilor, ne puturăm îngădui să încingem un foc de tabără. Ne așezarăm în jurul focului, îmbucarăm câte ceva și pe urmă mă apucai să descriu în amănunt moartea lui Vinetu. Relatările mele făcură o impresie profundă. Multă vreme apoi oamenii stătură tăcuți și duși pe gânduri, până ce ba unul, ba altul, începură să-și amintească întâmplările din viața neînfricatului conducător. Iar eu, ascultându-i, retrăiam parcă întreg tragismul ultimelor sale clipe. Chiar și după ce apașii adormiră pe rând, eu încă nu-mi găseam somnul. Mereu mă frământa chestiunea testamentului și a comorii la care acesta se referea. Adormi abia într-un târziu și mă scufundai într-un vis îngrozitor. Se făcea că nugeții zăceau într-o grămadă uriașă cât muntele, iar Santer îi zvârlea cu lopata în gura unei prăpăstii adânci. Eu, voind să salvez comara, mă năpustisem zadarnic asupra banditului. Deodată se căscă parcă pământul de sub noi. Făcui un salt în lături, în timp ce Santer se prăbuși cu tot aurul în abis. Mă deșteptai scăldat în sudori. Visurile sunt amăgiri și totuși cât fu ziua de lungă nu reuși să mă dezbăr de gândul că visul acesta nu era ca toate celelalte, că ascundea și el un anume tâlc și de fapt era foarte ușor de explicat. Călărind cu toată viteza,
Nu făcurăm decât un scurt popas înainte de prânz. Cum Santer era desigur interesat să dispară cât mai repede din satul apașilor, ne temeam să nu ajungem prea târziu. Soarele asfințea când ne apropiarăm de Pueblo. În dreapta se vedea monumentul funerar, ridicat pe vremuri lui Clechich Petra. În stânga șerpuia râul printre care înnotasem atunci nebunește, ca să scap de casnele ce-mi pregătiseră apașii. De câte ori nu vizitasem apoi acele locuri împreună cu Vinetu, amintindu-mi de vechile pățanii. Cotirăm spre dreapta, prin vâlcea și în fața ochilor mei se desfășură iarăși priveliștea capitalei apașilor, unde îl cunoscusem pe Vinetu și pe ai săi. Fuioare albastre de fum se înălțau în limpezimea serii, dovadă că femeile pregăteau cina. Oamenii nezăriră de departe și Tillata, făcându-și mâinile pâlnie la gură, strigă din răsputeri: Old Shatterhand! Vine Old Shatterhand! Războinicii să iasă în întâmpinare! Se iscă imediat o forfotă nemaipomenită la toate caturile marii clădiri comune. Trunchiurile de copaci ce serveau drept scări fură coborâte la repezeală. Sărirăm și noi de pe cai și începurăm urcușul pe jos. Sute de mâini fluturau un semn de bun venit. Oh, cât de triste erau totuși clipele acelea! Căci veneam de astă dată fără Vinetu, căruia soarta îi refuzase bucuria de a mai revedea aceste locuri atât de dragi sufletului său. Cum spuneam încă de la începutul acestor istorisiri, în Pueblo locuia numai acea parte a tribului cu care Vinetu avea relații mai strânse, de rudenie sau de altă natură. E deci lesne de ghicit ce ploaie de întrebări mă potopi după primele cuvinte de salut. În cele din urmă reuși să mai potolesc întrucâtva curiozitatea oamenilor și mă interesai de cei doi bătrâni care cunoșteau secretul denumirilor din testament. Ia cinta, trebuie să vorbesc cu el. E acasă, mi se răspunse. Să-l chemăm? Nu, lăsați-l în pace, e bătrân și bolnav. Mă duc eu să-l caut. Oamenii mă conduseră într-un mic lăcaș săpat în stâncă, unde își trăia zilele bătrânul războinic. Inta se bucură sincer de venirea mea și porni să-mi adreseze un lung discurs omagial, pe care însă fui nevoit să-l întrerup. Lasă asta pe mai târziu. Spune-mi dacă a trecut pe la tine vreun alb. Da, răspunse bătrânul. Când? Ieri. Ți-a spus cum îl cheamă? Nu, zicea că vine tu, i-a poruncit să nu-și spună numele. Și a plecat? Da. Cât a stat aici? O oră după socoteala albilor. A venit să-ți vorbească? Da, cineva l-a călăuzit până la mine. Dânsul mi-a arătat pe o piele semnul lui Vinetu, dovadă că era chemat să împlinească ultima dorință. Și ce voia de la tine? Să-i spun unde se găsește locul pe care voi l-ați numit Declilto. Și i-ai spus? Trebuia, doar era porunca lui Vinetu. I-ai descris locul cu toate amănuntele? Da, și locul și drumul până acolo. Și partea de deasupra stâncii suspendate? Și asta. Pentru sufletul meu a fost o adevărată desfătare să pot vorbi despre locurile pe unde am trecut cu Old Shatterhand și cu Vinetu, căpetenia apașilor, care ne-a părăsit și s-a dus în veșnicele plaiuri ale vânătoarei. În curând o să-l revăd acolo. Bătrânul nu avea în fond nicio vină. Nu făcuse decât să respecte totemul veneratului său conducător plecat dintre cei vii. Spune-mi, calul albului era istovit sau nu prea? Îl mai întrebai pe Inta. Deloc. Când l-a încălecat, a luat-o la goană ca și când n-ar fi venit de la drum. Albul a mâncat cumva la tine? A mâncat ceva la repezeală. Mi-a cerut și niște fire ca să facă din ele fitil. Aha, și i-ai dat? Desigur. Ce nevoie avea de fitil? Nu mi-a spus. I-am dat și o grămadă de pulbere. Ce fel de pulbere? Pentru armă? Nu, ci că trebuie să arunce ceva în aer. Ai văzut unde ținea pielea cu semnul lui Vinetu? Într-o pungă cu medicamente, m-am și mirat de unde o are, că doar fețele palide nu cred ca noi. Iuf, exclamă deodată Pida, care stătuse tot timpul tăcut lângă mine. Va să zică mai are punga la el. E a mea, mi-a furat-o. Zău, se miră Inta, e cumva hoț? Mai rău decât hoț. Păi, cum de avea la el semnul lui Vinetu? Tot de furat. El i-a ucis pe Inciuciuna și pe Nșoci. Îl cheamă Santer. Bietul bătrân încremeni, iar eu îl lăsai singur cu spaima și cu remușcarea lui. Așadar, nu numai că nu-l ajunserăm din urmă pe Santer, dar nici măcar nu ne apropiasem de el. Eram cât se poate de amărât. Atunci mâna sângeroasă ne propuse: să nu mai întârziem, mai bine ne luăm după el chiar acum. Poate să-l mai ajungem până la apa întunecată. Să plecăm așa neodihniți? Adevărat că-i lună plină și am putea mâna toată noaptea. Eu unul n-am nevoie de somn. Dar Pida?
Eu nu știu ce i-ai apace până nu-mi găsesc punga cu medicamente," răspunse acesta hotărât. Bine, atunci să îmbucăm ceva și să schimbăm cai. Îl las și pe al meu aici. Nici n-aș avea răbdare să stau pe loc. Dacă banditul și-a făcut rost de fitil și pulbere, înseamnă că pune la cale o explozie. Atunci tot planul nostru ar fi dat peste cap. Trebuie să ne grăbim." Bineînțeles că apașii din Pueblo ne rugară stăruitor să mai stăm, să le mai povestesc despre Vinetu, despre ultimele noastre isprăvi și despre moartea lui. Amânai însă totul până la întoarcerea noastră. După nici 2 ore de la sosire, călăream din nou pe cai odihniți și aprovizionați cu de toate. Tillata, Pida, eu și 20 de războinici apași. Tillata stăruise să luăm cu noi o escortă atât de numeroasă, deși teritoriul pe care urma să-l străbatem aparținea tribului înrudit al Mimbrânjoșilor, de care nu aveam a ne teme. Până la apa întunecată aveam de parcurs cel puțin 60 de mile geografice, din care o bună parte și mai ales în apropierea țintei, pe un teren stâncos foarte dificil. În asemenea condiții, 5 mile pe zi însemna foarte mult, deci la un loc 12 zile. Urmele lui Santer nu ne interesau de fel. Căutându-le, n-am fi făcut decât să ne irosim timpul. Drumul îmi era doar bine cunoscut de când îl bătusem alături de Vinetu. Mai mult ca sigur că și Santer, dirijindu-se după indicațiile bătrânului Inta, apucase pe acest drum. Iar dacă s-a abătut cumva de la el, faptul nu era decât în favoarea noastră. Timpul trecu fără nimic demn de relevat până ce, în a 11-a zi, ne întâlnirem cu 2 indieni, tată și fiu. Pe bătrân îl cunoșteam, era un Mimbrânjo care pe vremuri ne procurase carne mie și lui Vinetu. Omul mă recunoscu la rândul său, își struni calul și exclamă plin de bucurie. Ce-mi văd ochii? Old Shatterhand, mai trăiești? N-ai murit? Și de ce să fi murit? Păi ci că te-ar fi împușcat Siuxi. Bănuind că omul se întâlnise cu Santer, îl întrebai: de unde ai auzit asemenea lucru? Din gura unui alb. Dânsul ne-a povestit cum și-au pierdut viața și Old Shatterhand și Vinetu. Puteam să nu-l cred, doar avea asupra lui semnul lui Vinetu și chiar punga lui cu medicamente. Și totuși te-a mințit. Uite că mai sunt în viață. Atunci nici Vinetu n-a fost ucis? Cu el, din păcate, s-a sfârșit. Dar cum de te-ai văzut cu albul acela? A venit chiar în tabăra noastră. Căuta un cal, că al lui era sfârșit de oboseală. Ne-a rugat să-i dăm și o călăuză spre Declilto, adică apa întunecată. Mie mi-a dat în schimbul unui cal punga cu medicamente a lui Vinetu. Pe urmă eu și feciorul meu l-am călăuzit până acolo. S-a uitat dânsul ce s-a uitat și ne-a spus că e bine, că acolo e locul căutat. Dar pe tine te-a tras pe sfoară. Unde-i punga? O am aici. Arată-o, te rog. Omul o scoase dintr-un buzunar al șeii. Pida nu mai putu de bucurie și întinse mâna după ea. Bătrânul însă nici gând să-i dea punga. Și astfel se stârni o scurtă harță, căreia îi pusei capăt lămurindu-l pe bătrân. Să știi că punga e a lui Pida, tânărul șef al chiovașilor, aci de față. Vinetu nici n-a pus vreodată mâna pe ea. Trebuie că te înșeli, făcu omul contrariat. Crede ce-ți spun, o știu foarte bine. Și numai de dragul pungii i-am dat un cal de toată frumusețea și am mai făcut și atâtea drum cu el. Avea omul nevoie de un cal bun pentru că se știa urmărit. Te-a mințit ca să faci schimbul. De n-ai fi Old Shatterhand, zău dacă te-aș crede. Va să zică să dau înapoi punga? Neapărat. Bine, dacă-i pe așa, atunci mă întorc și-l omor, mincinosul naibii. Poftește cu noi, să-i scurtăm împreună zilele. Omul ni se alătură fără altă vorbă. Când îi zugrăvi pe scurt cine anume e Santer și cât are pe conștiință, indianul se căi amarnic pentru faptul că-i dăduse un cal și-l mai și călăuzise până la țintă, căci numai așa banditul își putu menține avansul față de noi. Pida era fericit că reintrase în posesia medicamentului, care nici nu suferise vreo stricăciune. Scopul era atins, pe când eu... A doua zi ajunserăm la malul lacului, dar abia către seară, când nu mai era nimic de făcut. Poposirăm liniștiți la adăpostul copacilor și nu aprinserăm niciun foc. Santer nu le spusese celor 2 membre în jos ce anume căuta acolo. Îi expediase scurt, afirmând că nu mai are nevoie de ei. Venind dinspre Rio Pecos,
tăiasărăm colțul de sud-vest al lui New Mexico și ne aflam acum în Arizona, unde se întâlnesc cele două teritorii ale triburilor Mimbrenjos, respectiv Gilenjos, acesta din urmă de asemenea înrudit cu apașii. Pământurile sunt aici aride și triste, stânci după stânci, piatră și iar piatră. Doar în locurile străbătute de râuri crește o vegetație deasă bogată, care însă nu trece mult dincolo de malul propriu-zis. Fără aceste ape care dăruiesc umezeală pământului din preajma lor, soarele ar pârjoli și ucide totul. Pădurea aproape că nu există. Numai aici, în locul unde ne aflam, natura parcă făcuse o excepție. Câteva izvoare umpluseră aici fundul unei văi și formaseră un iezer întins. Noi ne aflam pe țărmul de răsărit al iezerului. Țărmul, bogat împădurit jur împrejur, se înălța drept și maestos, împrumutând apei acel luciu închis, profund, care ne făcuse să o denumim apa întunecată, în timp ce Mimbrenjoșii îi spuneau lacul negru. Cel mai înalt dintre țărmuri era cel nordic. O stâncă golașă se desprindea din el, suspendată parcă deasupra apei. Șuvoaiele coborâte de pe culmile din spatele ei o sfredeliseră cu timpul, croindu-și cale în adânc și țâșnind ca printr-un furtun uriaș de la o înălțime de cel puțin 100 de picioare. Aceasta era cascada pomenită în testamentul lui Vinetu. Exact deasupra ei se vedea o grotă de piatră, la care pe vremuri nu putusem ajunge, dar pe care Vinetu probabil că o vizitase mai târziu. Și încă și mai sus, deasupra grotei, ieșea în afară partea de sus a stâncii ca o streașină colosală și nemaipomenit de grea, încât era de mirare că nu se prăbușise încă din înalt. Pe dreapta acestei stânci și strâns lipită de ea, se înălța o a doua stâncă unde vânasem pe vremuri un urs cenușiu. De aceea Vinetu o botezase Teșoș, adică stânca ursului. Toate acestea le spun pentru o mai bună cunoaștere a situației în care ne aflam. Se apropia clipa hotărâtoare și gândul la ea mă făcu să nu dorm decât foarte puțin. Abia se crăpă de ziua că ne și apucarăm de căutat urmele lui Santer. Nu se vedea nimic. Mă hotărâi deci să urc mai sus, unde banditul trebuie să fi căutat comoara. Nu luai cu mine decât pe Til Lata și pe Pida. Ne îndreptarăm spre păduricea de moliz de care pomenea Vinetu în testament și urcarăm până la stânca ursului. Acolo descaleci și te cațări. Cam așa scria în testament. Mai mult nu apucasem să citesc din el. Unde să mă cațăr? Probabil sus, la grotă. Trebuia încercat. Peretele era foarte greu, dar nu cu totul inaccesibil. Astfel, urcând cu greu, ajunserăm în sfârșit sub grotă, pe stânga ei. Mai departe nu mergea. Dacă exista totuși vreo cale de acces, însemna că, necunoscând restul indicațiilor cuprinse în testament, nu dădusem de această cale. Mă gândeam tocmai să cobor din nou când deodată se auzi o detunătură și un glonț șuieră pe lângă umărul meu mușcând din stâncă. Și în aceeași clipă răsună un glas venind de sus. Câine, iar ești liber? Credeam că numai chiovașii vin pe urmele mele. Cară-te în iad! Nici al doilea glonț nu mă nimeri. Privirem în sus. Santer stătea la gura grotei. Vrei testamentul, ai? Te ispitește comoara! Râse el batjocoritor. Prea târziu, șmechere. Sunt de mult aici și fitilul e aprins. Arde, m-auzi? Nu capeți nimic, absolut nimic. Și aurul destinat fundațiilor alea tâmpite tot eu am să-l înghit. Se porni pe un râs isteric nestăpânit, după care adăugă. Nu cunoști drumul precum văd și nici la vale nu mai știi cum s-o iei. Am să car tot aurul fără să-mi puteți face nimic. Degeaba v-ați ostenit. Ha, ha, de asta dată v-am dus. Ce era de făcut? Banditul stătea sus lângă comoară, iar noi nu puteam ajunge până la el. Poate că în cele din urmă am fi găsit drumul, dar până atunci Santer ar fi dispărut cu pradă cu tot. Pe de altă parte, din locul unde ne aflam, era aproape imposibil să-l împuști, deși de asta dată aș fi făcut-o fără niciun fel de șovăire. Mă lăsai deci ceva mai jos, încet, cu atenție, și îmi scosei carabina de pe umăr. Ia uite potaia, vrea să mă împuște!" rânși Santer de sus. Aici n-o să-ți meargă, stai să vezi!" Dispăru pentru câtva timp ca să apară apoi și mai sus, tocmai pe streașina de piatră. Se opri la marginea ei, privind de jos, cât pe ce să mă apuce amețeala. Banditul ținea ceva alb în mână. Căscați ochii, iată testamentul! Nu mai îmi trebuie! Îl știu pe de rost, ducă-se naibii! Îl arunc în lac, iar voi, ha, 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 rămâneți cu buzele umflate!" Rupse filele bucăți-bucăți și le împrăștie în aer.
și bucățile se legănară multă vreme ca niște fluturi albi până ce atinseră fața locului. Testamentul, cuvântul cel din urmă al marelui Vinetu, fusese distrus. Ceea ce simțeam acum nu se mai putea numi nici ciudă, nici mânie, nici regret. Mi-ar trebui un cuvânt mai crâncen decât toate. Mișelule, urlai de jos către Santer, fii atent la cele ce-ți spun. Mă rog, cu plăcere, făcu el ironic. În ciuciuna ați trimite salutări. Mulțumesc! Și în șocii. Îți mulțumesc, sunt încântat. Dar pentru ceea ce urmează n-o să mai mulțumești. Mor scârnăvie, numele lui Vinetu. Dusesem de astă dată la ochii doboritorul de urși. Cu el ținteam mai sigur. Trebuia cu orice preț să-l nimeresc pe bandit. De obicei nu o cheam decât o fracțiune de secundă. Dar ce-i asta? Îmi tremură mâinile. S-a mișcat Santer din loc? Se clatină stânca? Ce s-a întâmplat? Nu reușeam să mă fixez asupra țintei. Coborâi arma ca să privesc cu amândoi ochii. Dumnezeule, stânca se clătina și o bubuitură surdă, grea, cutremură deodată depărtarea. Grota, ca o nară de monstru, suflă fumul în văzduh și, ca împinsă de un gigant, streașina de piatră se înclină deasupra grotei tot mai mult, tot mai adânc, cu Santer sus, agitându-și desperat brațele și urlând după ajutor. Apoi, pierzându-și ultima rezistență, colosul trosni sălbatic și se rostogoli ca într-o viziune de coșmar de-a dreptul în lac. Sus, la locul exploziei, pulberea mai juca în aer ca un abur albicios. Privisem totul cu groază și în tăcere. Iuf! Exclamă Pida înfiorat de cele văzute. Marele spirit l-a judecat și a rupt stânca de sub el. Tillata arătă spre apele răscolite ale lacului, care în clipa aceea părea un cazan imens în plin clocot. Palid la față, în ciuda tenului său bronzat, căpetenia pașilor rosti. Spiritul rău l-a tras în jos, înnecându-l în apa care fierbe. S-a dus și nu se mai întoarce în vecii vecilor. Era un blestemat. Îl ascultai tăcut. Nici nu eram în stare să vorbesc. Visul meu. Da, visul acela năprasnic. Aurul ce se prevale în abis. Și ce sfârșit pentru Santer. Iată dar că și în această clipă supremă fusesem scutit să-l omor cu mâna mea. S-a judecat el însuși, dând foc fitilului. Călăul care nimicise atâtea vieți și a fost până la urmă propriul său călău. Jos lângă lac, apașii discutau și gesticulau însuflețiți. Pida și Tillata coborâră să vadă dacă leșul lui Santer ieșise cumva la suprafață. Dar nu se zărea nimic. Colosul de piatră îl proiectase în adânc, într-un mormânt invizibil. Până și pe mine, om cu nervi tari și greu de zdruncinat, mă cuprinse o stare de slăbiciune și de amețeală, încât trebuie să mă așez și să închid ochii. Și tot mai vedeam parcă tabloul acela înfricoșător, teribila dislocare a stâncii și prăbușirea ei. Și încă mai auzeam parcă strigătele de ajutor ale lui Santer. Cum de se petrecuseră toate astea? Probabil că efectul catastrofal al exploziei se datora unei măsuri de prevedere luată de Vinetu. Descrierea ascunzătoarei ca și a felului cum trebuia umblat la intrarea ei vor fi fost astfel făcute în testament, încât nimeni în afara mea să nu le poată înțelege decât greșit. Vinetu așezase acolo o mină căreia impostorul, din pricina greșitei înțelegeri a textului, avea să-i dea foc fără să întrevadă că aceasta înseamnă propria sa pieire. Dar cum stăteau lucrurile cu comoara, cu aurul? Se mai afla oare sus sau se prăvălise odată cu stânca în fundul lacului? La urma urmei, soarta nugeților mă interesa prea puțin. În schimb, pierderea pe vecea testamentului, această sacră amintire lăsată de Vinetu, mă lovea extrem de dureros. Gândul că aș putea să recuperez măcar o parte din bucățile risipite aiurea îmi reînvie la un moment dat energia. Sări de la locul meu și coborâi cât putui de repede în vale. Da, parcă se vede licărind o hârtie pe fața lacului. Fără să preget, mă dezbrăcai, sări în apă și notai în direcția respectivă. Era într-adevăr o părticică din testament. Străbătui apoi lacul în lung și în lat, căutai peste tot înfiorat de speranță, până mai găsi încă trei astfel de bucăți. Aceste resturi ale testamentului le așezai la soare ca să se usuce, după care dădui să descifrezi scrisul lățit, spălat și cenușiu. Firește că nu reuși să dezleg ceva precis. Cu mari eforturi adunai următoarele cuvinte: să capete jumătate, fiindcă sărăcia, stânca va crăpa, vei împărți fără răzbunare. Asta era tot.
ca și nimic și totuși suficient pentru a ghici măcar o parte a conținutului. Ascunsei aceste patru petice de hârtie ca să le păstrez cu toată sfințenia. Mai târziu, după ce îmi regăsi echilibrul sufletesc, reîncepui cercetările. Câțiva apași porniră să facă ocolul lacului ca să caute calul lui Santer. Trebuia să-l găsim, altminteri fiind desigur legat, s-ar fi prăpădit de foame și de sete. Alții urcară cu noi spre grota care nu mai exista de fapt, ca să ne ajute să găsim eventual aurul. Pierdurăm în van câteva ceasuri, până ce mi-aminti aproape cuvânt cu cuvânt cele citite în testament. Ultima frază nu-mi ieșea din cap. Acolo de scaleci și te cațări. Mă izbea mai ales cuvântul cațări. E drept că a te cățăra înseamnă de obicei să urci pe o înălțime, mai ales pe una foarte povârnită, dar te pomenești că nu era vorba de așa ceva. Nu cumva vine tu să referise la un copac? Într-adevăr, chiar la marginea stâncii creștea un molid înalt și gros. N-o fi ăsta? Mă cățărai până în vârf. De acolo mă săltai pe buza stâncii, care era mai lată decât părea de jos. Și iată, trecând după un colț, zări un drum, o potecă de vreo doi coți lățime, ce ducea prin spatele stâncii, prelungindu-se apoi în sus spre o nouă streașină de piatră născută prin prăbușirea celei din tâi. Acolo mă întâmpină un vălmășag haotic de bolovan și dărâmături, prin care totuși se vedea ceea ce, până nu demult, fusese fundul grotei. Dacă aurul nu se găsea cumva îngropat sub fundul acesta, dacă vinetul ascunsese în pereții grotei, atunci nu mai era nimic de sperat. Atunci toată comoara se prăbușise în adâncul lacului. Îi mobilizai pe apași să mă ajute la căutat. Răsturnarăm bolovănișul, răscolirăm totul pas cu pas, dar nicăieri nu se ivi vreun semn lămuritor. Eram cu toții bărbați deprinși să ne orientăm după cel mai neînsemnat indiciu, după orice amănunt. Aici însă toate eforturile se dovedeau inutile și perspicacitatea noastră deprisos. Către seară făcurăm drumul înapoi în jos. Între timp, revenirea apașii trimiși în căutarea calului lui Santer. Îl găsiseră. Scotocii prin coburi șeii. Nu conțineau nimic. Mai zăbovirăm încă patru zile la apa întunecată, mereu încordați și frământați, căutând zadarnic o soluție care să ne conducă la descoperirea comorii. Sunt convins că dacă aurul ar fi rămas sus la locul lui, nu se putea să nu-l găsim. Dar pe semne că uriașul tezaur zăcea pe fundul lacului, lângă insula vid și crunt, care pierise năprasnic chiar în momentul când își credea visul împlinit. Ne înapoiarăm astfel fără niciun rezultat la reședința apașilor de la Rio Pecos, aducând cu noi măcar consolarea că Inciuciuna și frumoasa Înșocii fuseseră în sfârșit răzbunați. Așa pieri testamentul gloriosului Vinetu, fiul vrednic al apașilor, căruia nu i-a fost dat să ducă la bun sfârșit în alta misiune ce-și asumase și din care își făcuse scopul suprem al vieții. Ca foile rupte din testament și risipite în cele patru vânturi, așa rătăcește fără răgaz și pace străvechiul său neam pe uriașele întinderi de pământ ce i-a aparținuseră cândva. Dar cel ce se oprește în munții Ventrei Mari, la râul Metsur, lângă mormântul marelui Apaș, își spune cu respect și pietate. Iată, aici doarme Vinetu, un om roșu, un om minunat. Și noile generații de oameni albi, cu simțul dreptății mult evoluat, trecând prin prăriile vestului sălbatic, prin fața munților săi semeți, vor rosti cândva cu gravitate. Aici odihnește un vlăstar al rasei roșii, care nu a ajuns mare, fiindcă nu i s-a îngăduit să ajungă. Ați ascultat romanul Vine tu, de Carl May. A citit Crainica Sofica Scarlat.